autoritatea ironică. Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Indodi. Dacă vă întrebați și vi se pare că lipsește un episod, lipsește. Am avut niște dificultăți tehnice, cu ocazia asta am și rearanjat un pic imaginile. Și las pe Gabi să vă spună despre ce vorbim astăzi. Sărim despre ultima parte, peste ultima parte. Capitolul 4 și am ajuns la capitolul 5. O să revenim, adică acel episod este filmat, numai că deocamdată e plecat la colindat. Nu e printre noi. Digital, electronii nu sunt printre noi. Stratosferă. Capitolul 5 al cărții Power and Market a lui Murray Rothbard, despre intervenția bilaterală, anume cheltuielile guvernamentale. Adică dacă episodul trecut era pe taxe, acum e pe cheltuieli. Înainte însă de a începe discuția, o să vă rog jos în descriere ca de obicei un like, un share, un subscribe. De asemenea, puteți să găsiți un link către cartea în limba engleză și dacă cumva vă milostiviți și dați peste link-uri de Crypto și Patreon, vedeți ce faceți cu el. Au finanțat traducerea la cartea asta, o carte mare. Murray începe prin Murray, e prietenul nostru, prin a menționa faptul că atunci când a consultat cât de cât câțiva autori care s-au ocupat de acest subiect, cheltuielile guvernamentale, a observat faptul că argumentarea acestora de ce trebuie să existe și motivația din spatele acestei activități a guvernului nu prea a fost atinsă, doar o înșiruire a numeroaselor tipuri de cheltuieli guvernamentale și se pornea de la presupunerea explicită sau implicită cum că, datorită economiei moderne și a complexității ei, trebuie ca aceste cheltuieli să crească, pur și simplu. Altfel nu o să scoatem la capăt. Da, asta e pretenția de obicei, că sunt lucruri prea complexe, nu le face piața. Noi suntem oameni destoinici. Dacă îmi vine vorba de chinezi, păi ei sunt un miliard, cum să vă iau nevoie de plan? Poziția e că statul coordonează, că planifică mai bine decât piața. Da, după oameni ca Hayek sau nu știu, înțelegem că nu prea așa. Din potrivă, cu cât sunt mai mulți sau cu cât lumea e mai complexă, cu atât nevoie de piață în stat, că îți faci coordonările. Deci ai nevoie de un sistem de prețuri, nu de cincinale. Să zicem. Da. Murray împarte aceste cheltuieli guvernamentale în două mari categorii. Transferul de plăți și activități care folosesc resurse din piață. Din mâinile, le ia din mâinile private și le duce unde dorește. Companiile de stat. Compania asta vrea să zic. Poșta. Primul subpunct, transferul de plăți. Îi pare cel mai simplu. Iei banii de la Ion și de la Gheorghe. Sau în versiunea engleză, Peter și Paul. Dacă, să zicem, în critica liberală e că realitatea e de la Paul și de la Saul, știi? Nu? Sunt două modalități de a ajunge la prosperitate sau de a obține lucruri pe lumea asta. Mijloace economice și mijloace politice. Mijloace economice sunt atunci când le obții tu prin munca ta sau prin apropiere inițială. Oamenii să înțeleg voluntare între ei. Da.
sau prin motive politice, prin mijloace politice, atunci când apelez la constrângeri, la inițierea forței cei de la alții care au produs acele lucruri în mod inițial, prima oară. Sau alte forme de agresiune care sunt înșelătorii. O să ajungem mai încolo la ele, în care spui o poveste frumoasă și lumea vrea. Un cuvânt care mi s-a părut demn de menționat aici, mai ales prin redefinirea lui, este modul în care sunt numite aceste transferuri de plăți de către mass media economică. Redistribuire. Și nu este o redistribuire, este doar o distribuire, pentru că piața liberă nu face o distribuire. Atunci când, să zicem, nevoile lui Ion sunt satisfăcute de piață, ele sunt satisfăcute printr-un schimb voluntar. De exemplu, Gheorghe face pâine sau covrigi, Ion pur și simplu prin achiziția acestor produse obține ceea ce își dorește. Dar nu este o distribuire. Pe aia vine statul și redistribuie, pentru că piața a distribuit în mod greșit. Ceea ce face statul este pur și simplu o distribuire, distorsionând schimburile voluntare. Mie fundamental mi se pare că oamenii stau pe niște fundamente. Am mai zis eu chestia asta. Deci unii oameni, dacă zici ce contează pe lume, eu o să zic individul. Alții o să zică ce am înțeles eu că a zis Dumnezeu. Alții o să zică perpetuarea speciei, societatea, stofa societății. Depinde de unde pleacă. Că dacă te gândești că toate sunt ale noastre, nu un societatist, atunci, da, dacă ți se pare că sunt ale tuturor și toți trebuie să beneficieze cumva, cum îți imaginezi tu, și vezi că nu se întâmplă chestia aia, atunci trebuie să faci o reorganizare. Pentru ei e coerentă chestia asta. Doar că nu e coerentă cu da, logica. Atunci în libertatea. Deci toate pot fi ale tuturor, dar ideea e să fie ei de acord. Dacă ei le pun acolo. Okay. Yes. E mai disfuncțional. Da, atunci când, da, când dar dacă asta e voința lui, știi, să vrem să fie că totul al așa și e voluntar, ca asta e până acum. Yes. Că nu e voluntar sau social. Da, atunci când ai o imagine despre ce de vreau să fie poluarea minimă, vreau să fie autostrăzi peste tot și așa mai departe, dacă modalitatea prin care tot ce atingea el se transforma în autostradă. Da, dacă modalitatea de a ajunge la această imagine a ta despre cum ar trebui să arate societatea respectă proprietatea privată, tot e ok. Ideea este că toate variantele care sunt acum pe piață, în, să zicem, discuțiile din cetate, sunt despre cum să obținem diverse modalități de cum să ajungem în diverse imagini ale diverselor partide prin constrângerea și prin impunerea unor lucruri individuale. Mi s-a părut foarte tare era că observația asta în care îți simplifică lucrurile un om deștept pare așa, știi, că trăim într-o lume complicată și după aceea citești un lucru din asta și îți ia așa toxinele de pe gândire. Și zice, nu există redistribuție. Tot ce face statul sunt subvenții. Undeva ia niște bani de undeva și îi împinge undeva. Asta ca începutul al discuției întregi, că, domne, ce face? Păi investiții, domne, de practic dă și în doctrina liberală curentă în care ai liberali cu investiții. Nu, și zice că toate sunt subvenții, pentru că nu le alocă corect cum ar face piața. Prin transferurile acestea de plăți, o dată se ia de la cel care face un lucru în mod eficient și le dă celor care fac lucruri ineficient. Da? Dacă, să zicem, piața de grâu sau piața de cauciuce,
orice altceva nu, nu merge cum trebuie, da? Atunci luăm bani de la ce merge, IT, construcții, rușii, greșe, da? Luăm bani de acolo și dăm în partea unde nu merge treaba. Bine, și aici ar fi intervenția aia, zici, păi da, de ce să nu faci asta? Adică nu e, nu e frățește, așa? Nu suntem toți frați și... Pe chestie pride, știi de ce prinde? Păi de ce să facem? Noi nu știm să facem, da? Ule, chestii poți spune, noi nu putem face palmier? Nu, răspunsul e că, ok, poți să-i faci, dar... Cum și prost poți, și unele chiar nu le poți face, deci nu poți face coniac, nu știu, nu știu ce pământ sau nu. Chiar nu merge. Bine, Rothbard zice o chestie aici care mie mi-a plăcut apropo de chestii interesante care ți iau ceața de pe ochi. Spune așa, că este prima oară, vorbește de procesul ăsta de distribuție de care vorbea și Gabi mai devreme. Spune că pentru prima oară veniturile sunt rupte de activitatea de producție și de schimb și devin determinate printr-o metodă separată. În măsura în care chestia asta se întâmplă, veniturile sunt deturnate de la recompensa un serviciu eficient pentru consumatori. Prin urmare, putem spune că în toate cazurile, toate, subliniază aici, scrie cu litere aldine, toate cazurile, o subvenție penalizează pe cei eficienți în favoarea celor mai ineficienți. Dacă se laudă unii sau au așa un ecou din ăla în care se supără când e promovată mediocritatea, asta se întâmplă aici. Voiam să o păstrez așa ca mare încununare a capitolului, a subcapitolului, dar e momentul. Zice Mary Rothbard, ce plătești, ești o cerere, asta o să primești. Dacă tu plătești sărăcie, o să ai sărăcie. Ideea e asta, când subvenționezi ceva, crește cantitatea. De exemplu, vrei să subvenționezi cărbune, dar trebuie să aibă cât mai mult cărbune. Da, va crește cantitatea de cărbune. Acum critica liberală, mă, dar poate lumea nu vrea cărbune. Deci, dacă voiau cărbune, cereau cărbune. În privat, de da, dacă, zicem, o industria asta e eficientă, zicem, IT-ul sau eu știu, castraveții, producem foarte bine și obținem venituri din castraveți, oamenii cu banii respectivi, da? Să zicem că nu merg roșiile sau nu merge grâul. Cu banii respectivi te duci pe piața internațională, da? Și îți cumperi grâu cât vrei, dacă suntem, dom'le, nu avem talent la grâu sau nu avem talent la mașinile, nu știu care. Că dacă te gândești la om, la individ, nu stai să-ți faci tu pincile. Nu, tu faci altceva și cumperi de la un opincar, opincile. Asta fac și țările, vizii din acele țări. E, puteți să zici că statul vinde castraveți la grădinari? Nu prea, că ea nu prea sunt grădinari, că nu sunt selectați de piață, știi? Da, gândește că sunt menționați. Nu, dar mai e o chestie, că lumea o să-ți mai zică, dar avem oameni amărâți, defavorizați. Să mai precizez o dată, poate ar trebui să vă întrebați de ce sunt defavorizat, cine i-a defavorizat. Dacă i-a defavorizat natura, gândește că ai avea o asigurare, cum ați face asigurare la alte chestii. Și oamenii ar putea să aibă asigurare. Păi s-a întâmplat o extraordinară, Doamne ferește, s-a născut copilul. Poți să ai asigurare și pentru asta. It's easy. Da, tu nu ți, să zicem, asta mi se pare foarte intuitiv argumentul ăsta. Cantitatea de altruism e aia care e. Da. Deci ea poate fi canalizată prin piață sau prin stat. Statul nu o să-ți crească altruismul. Și asta explică salariile de la ăștia cu fonduri europene, salariile mari, banii aruncați aiurea, banii rătăciți prin administrație. De ce? Pentru că nu merg în egoism. Merg în alegeri, pardon, în altruism. Merg în alegeri egoiste. De ce? Ăla își trage bani. Na, suferința reală a unora. Rog, eu aș zice, ca să le luăm apărarea până la capăt,
sunt anume egoiste și sunt alegeri calculate. Păi de ce își face calcule? Nu pentru că e egoist, ci pentru că trebuie să se ocupe de gospodăria asta pe care o gospodărește. Atâta poate el. Dacă îl pui să se gândească la umanitate, nu, ideea poate... că el ia bani, da. Am are bani, nu e chestie care să nu treacă de pe o lună pe alta. Da, 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 nu. Da. Am are bani. Are bani, deci nu. Asta e enervant la ei, la socialiști. Deci bani de CEO cu de-asta de sfânt, știi, cu imagine. Păi ia, frate, și împarte-ți tot. Dacă vrei să fii ca Francis de Assisi, bam, ar trebui să umble neba, șerpelit. Începe tu, începe tu, da. Cum era aia? Deci aia mor în Africa și tu mănânci, nu știu, ce caviar? Pâine albă. Nu trebuie, măi. Și eu aș spune și altceva, că Rothbard menționează cele două feluri de a te îmbogăți în capitolul ăsta, da? Prin piață sau prin joc politic. A zice așa că dintre toți președinții americani recenți pe care i-am prins noi, Trump e singurul care a ieșit mai sărac de la Casa Albă decât când a intrat. Ăilalți toți au intrat rupți în coate și au ieșit milionari. Se întâmplă. Se mai întâmplă. Aceste mijloace politice prin care obții lucrurile pe lumea asta creează și conflicte între caste și conflicte între categorii de oameni, da? Gândește-te acum în România ce ură este pe pensionarii speciali, ce ură este pe, în general, cei care primesc bani din partea statului și cei de la care se ia. Agricultorii care au ieșit în stradă și transportatorii în primăvara asta, la fel erau. Deci, domnule, s-au pus așa cu taxele pe noi, vor taxe din orice. Unul le-a explicat, băi, uite, ajung banii, unde ajung, știi? La ce categorii? Și piața nu creează lucrul ăsta, știi? Atunci când tu dai niște bani celui care îți dă pâine, vii și a doua zi la el, pentru că îți place serviciul și produsul. Îți place serviciul, da. Vrește în același timp? Bine, există asta, e nare. General uman. Nu l-aș omoră pe cel care îmi dă pâinea. Critica la socialism ar fi că nu-ți elimina acea inegalitate. Deci invidia rămâne. Nu-l mai urești pe patronul mega imajul, urești pe nomenclaturist. Pentru că socialiștii asta zic, uite, uite, trebuie să scăpăm. Cel puțin vă scăpăm de chestii. Nu ne scapi nici de chestii. Nu ne scapi. Mă rog, evident că dacă avem elemente ineficiente, nu îi oprește nimeni pe oameni să le susțină. Dacă vrei să susții ceva ce îți pare că trebuie susținut, bineînțeles că poți în continuare să-i susții, doar că nu există o datorie din asta națională. Să ne ajutăm noi aici. Păi, și mai încolo o să se vadă. Dacă avem datoria asta, atunci du-o pe cale logică și atunci ai o datorie, cum ai zis și tu mai devreme, față de toți oamenii și din Africa. Omul simplu cred că nici nu e conștient de costuri, știi, că statul ia jumate din salariu, socialismul are partea sa seductiv. Nu e gratis. Nu vrei să ajute pe ăla gratis? Păi cum să nu vreau să nu te costă nimic. Manifonate. Nu fie gratuit. De ce? E un copil sărac amărât și îl înveți carte gratuit. Nu-i spui, a, păi stai puțin, că pătai căsul la copilul ăla sărac, statul-i fură jumătate în țară. Mai e gratuit? Dă și două exemple aici, Social Security și asigurarea de șomaj, și spune că ambele duc la perpetuarea, să zicem, a sărăciei în cazul Social Security sau a șomajului în cazul asigurărilor de șomaj impuse de stat. Pentru că atunci când știi că primești ceva, te menții în acea stare de neangajare, ar veni. Bine, ba nu spune că astea sunt singurele cauze, da? Numai că au un efect care nu e deloc neglijabil. Tu te gândești la diferență, cred că am discutat și episodul ăla din stratosferă de data trecută. Deci tu îți faci calcul, dacă tu ai status de 1000 de euro ajutor de șomaj și tu găsești job de 1100, tu nu o să ești gata, renunț și mă duc să muncesc, să crăp, să... Nu! Te uiți, trebuie să fie sensibil mai mare ca să... E mai bine stau acasă și o bandă că să... Asta e
Activitățile ce implică utilizarea de resurse, luarea lor din mâinile private. Eu asta știi că e foarte lungă și zic ceva altfel. Arderea resurselor. Producția de stat. Poșta, Tarom, asta e brea Rothbard să zic. Uite, statul nu doar face transferurile alea către amărâți, face și... Da, are fabrici, are uzine, are... Autostrăzi. Bine, și în primul rând, discuția este la nivelul de proprietatea de stat sau proprietatea privată. Și spune că aceste lucruri pe care le face statul nu sunt investiții. Da? Ceea ce face statul este, el este consumator aici. Deci el consumă, contribuie la consumul de lucruri, pentru că el își dorește acestea. Autostrăzi, fabrici. El face cererea, da. El face cererea. Și dacă ai putea să zici, păi uite, s-au băgat nu știu unde și s-a loc, produs la ceva. Găsești, am investit sau la ciucă. Am crescut investițiile, vom buget, Ciolacu, bugetul va fi focusat pe investiții, da. Va fi unul la investițiilor, știi? Deci, foarte des. Măcar din punctul ăsta de vedere poți să le zici că sunt mali investiții. Investite prost. Numai că statul nu o să dea faliment pentru că o să-ți ceară ție mai mulți bani. Nu, n-aș spune că sunt așa, pentru că și asta este și una dintre discuțiile pe care le face Rothbard aici, în capitol. Cuvântul e folosit greșit, e folosit complet greșit. Investiții înseamnă să bagi bani în ceva ca să-ți genereze profituri. Ori, în niciun caz nu putem să acuzăm statul că generează, că-și caută profituri. Asta e clar. Sunt cheltuieli, sunt imobilizări și acolo unde construiești autostrăzi și acolo unde sunt cheltuieli. El este și pe pierderi și când folosește jargonul ăsta contabil. Roma ești pe pierderi. Deci chiar și cu poți fi subvenționat la infinit. Poți să fii pe pierdere, da, incredibil. Tot. Ce înseamnă? Că având mai puține bilete decât a primit de la stat un miliard și având bilete de 500 de milioane, să zicem. Bun, și aici scuze, ce vreau să zic, că Rothbard era că nu ai criteriile astea stricte la stat de profit și pierdere. Am băgat atât. Și chiar dacă le-ai avea, n-au efectele alea pe piață. De pe piață dai faliment, s-a terminat. Sau ai pierdere. Aici nu. Ok, și ce dacă are tare? So what? Să fim sănătoși. Deci nu. Face o diferențiere. Dom'le, ai lucruri în care bagă statul bani și care sunt gratis, date gratis, sau care au o taxă. Cum ar fi corect, nu mi-e folosit cuvântul taxă. Bilet de intrare. Și după aia, na, și la gratis. Ai lucruri care, am zis până acum, ori sunt inutile, ori o să sufere de tragedia și lucrurilor comune. În care cineva o să... O să pară cererea crește la infinit. Ele, în general, nu sunt, mă rog, inutile. Poate să în sensul general, na, lumea are nevoie de transport, de apărare, de lucruri pe care nici statul nu e chiar așa. Face de rost, da, să facă, nu știu, doar borduri sau... fără nici o utilitate, ca să zic așa. Pe de altă parte, dacă folosim termenii mai strict, ca să zic așa, da, ele n-au utilitate, că nu e probată dintr-o cerere. Bine, nu e probată și că e interzisă cererea aia și oferta aia. Nu poți să faci drumul privat. Noi să facem niște drumuri acum. Să vedem ce cerere au drumul. Deci nu, e interzisă chestia. Adică nu știm. Argumentul cunoașterii. Nu știm. Păi e nevoie, ok, de acord, e nevoie de apărare, dar câtă? Sau poate chiar nu e nevoie, poate lumea n-a, e pacifistă într-o comunitate, nu vrea, e un cost psihică, nu vrea de apărare. Hai să zicem, nu așa cum e, cam vor apare, ok, câtă? 3 tancuri, 5, 20, mai multă externă, mai multă internă, știi? Uite, un lucru... Asta nu poți să răspunzi din birou. Da. Ăștia răspund. Sunt niște, totuși niște... aspecte ale cheltuielilor guvernamentale unde poți să spui că este, e mai evident faptul că e inutilă acea cheltuială. Sunt așa numitele institute de cercetare. Multe studii bizantine, de exemplu, la noi în da, România. Da, așa acolo e de
A, cât se parte? Omul simplu, vede, un drum e un drum. Studiile bizantine, eu știu dacă cineva ce-a scris oamenii aia acolo. Și acolo poți argumenta că, uite, rezervă, nu știu, cunoașterea trecutului, na, găsește o vorbă de asta memorabilă, cine nu știe trecutul. Da. Ăla e foarte important, știi, îți arată că nu știu ce și nu știu ce. Bun, da, aș spune că... coeziunea socială, știm că ne tragem din 3 ani, devenim mai coezivi. Avem un agresor extern. Așa că institutul ăla e... Dar chiar așa, noi până la urmă ne tragem din daci sau din romani? Fie clar, ne uităm la urechi sau cum faci? Tu ești pe CNG, Alex. Eu cred că românii se trag din curent. Încerc, pe toți i-a tras curentul la un moment dat. A fost o nepotrivire de caracter? N-am, se pare că... Aș reveni un pic la povestea asta cu gratis și ce ne face gratisul de fapt, că sunt multe consecințe de aici. Primul lucru este faptul că de fapt că nimic nu e gratis. Da? Asta cu gratis o au zis toți, dar nu se întâmplă așa, pentru că dacă ar fi cu adevărat gratis, fi peste tot. Asta este ce înseamnă gratis. Înseamnă că nu ar fi un bun rar. Da? Dai mâna și pui mâna pe el. Dai aerul, de exemplu. E cel mai bun exemplu. Aerul e gratis. Da? De ce? E peste tot. Da? Produsele astea ale statului care ți le dă gratis, e clar că nu-s gratis pentru că nu-s peste tot. Și numai de atât ar trebui să-ți dai seama că se petrece ceva acolo. Autostrăzile nu sunt pe nicăieri. Un alt lucru pe care îl spune Rothbard aici e că de fapt ele sunt plătite. Dar nu sunt plătite de consumatori, sunt plătite de alții. Și eu aici spune că nu sunt neapărat plătite, ci sunt finanțate din bani luați cu japca. Însă, faptul că ele sunt prezentate ca fiind gratis, le face inevitabil să se comporte ca niște servicii al cărui preț este sub preț de echilibru. Și atunci ce se întâmplă dacă mai țineți minte ce povesteam noi, dacă prețul unui serviciu este ținut artificial sub prețul de echilibru de pe piață, crește cererea. Crește cererea, nu se produce destul, apar cozi. Da? Hai să o luăm așa. Chestiile astea gratis. Vi se pare că sunt destui doctori în spitalele de stat? Destule asistente, destui felcer, destul curățenie? O? Sau? La educație cum ai? Trebuie. Și la educație? Sunt destui profesori? Nu, nu. Sunt suplinitori prin state. Sunt o criză a profesorilor de ani de zile. Da? A, și tot ăsta că e sub... Da. Hai să luăm altceva, transportul în comun. Da? Vine des? E confortabil? Duminica, și că n-ai nevoie. Robata, ce face? Poliția. Diferență, da. Poliția, zice Rodbar. Sunt destui polițiști? Hai să zicem că sunt. Că noi suntem o societate mai... blajină. Mai blajină și mai non-violentă. Dar stai să vezi ce vine după criza, care vine în a doua parte a anului. Că apropo de asta, hai să pun altfel întrebarea. Când l-au bătut pe ăla în crângaș, în plină zi, de la omorât, acum câteva zile, erau destui polițiști? Păi se apelează atunci la... Ar trebui să aibă oamenii extintoare când vine focul. Publicul e de vină. E un caz... Consumatorii sunt de vină. Așa, asta că nu s-a băgat. Da, deci atunci când... De exemplu, Robar cu apa din New York, știi? Dom'le, care dau drumul la apă prea mult la chiuvetă, ăia sunt de vină pentru lipsa apei. Faptul că eu nu. Da, ați auzit la, să zicem, la Coca-Cola să se plângă, domne, beau ăștia prea mult, de mai avem Coca-Cola, să le dăm. A vrea să... Da, e foarte bun. Asta. Deci, e comparație. Complet pe dos. Deci, privații vor să vândă cât mai mult. Orice vând, vor cât mai mult. Și tu să vrei cât mai mult. E, la stat nu e așa. La stat e să... Da. Vina pe tine că nu ești glacom, ești... Da, te dorește sacrificiu. Nesătul, da. Din partea consumatorului. Da.
În timp ce ăla privat ce consumă mai mult, ca așa. Bine, uite, asta cu apa chiar mă gândeam că e relativ subiectul recent de anul trecut și o să mai vină și în anii care vin, că vorba aia, se încălzește pământul și nu că mai eu mi-am merge. Pus tot timpul un liber, nu... Ce? Un pullover. Da, da. Lasă, că se încălzește. Mai e și secetă, mai sunt de toate, da? Bun, dar mie mi se părea foarte amuzant faza asta, că domne, a luat guvernul managementul apei care era gratis, da? Care era cu adevărat gratis, adică săpai o fântână și a ta era, săpau ăștia la sate fântâni, oameni privați, săpau fântâni la poartă ca să poată să bea și alți călători de treceau până oraș pe acolo, da? Gratis! Era efectiv gratis, nu cerea un ban, nu cerea. De când se ocupă guvernul de treaba asta, nu numai că e, nu mai e gratis, dar mai rămâi și fără câteodată. Despre apă caldă nu vorbesc. Din cauza acestor mari ineficiențe ale cheltuielilor guvernamentale, dumneavoastră am zis, hai să transformăm agențiile de guvernamentale în ceva similar firmelor. Stai, până ajungem acolo, că ai spus un lucru și e bine să-l punctăm. Și Rothbard spune în felul următor, că ineficiențele guvernamentale nu sunt niște accidente. Nu e că, domne, așa s-a întâmplat, a avut ghinion, înțelegi, a ieșit din... pe stradă, nu s-a uitat ce a venit ăla și l-a luat pe capotă. Nu e așa. Da? Nu sunt accidente. Ineficiențele sunt inerente în toate activitățile guvernamentale. În toate. Nu se poate fără. De ce? Urmează să discutăm. Dar pentru că sunt atât de evidente, au generat curentul ăsta de gândire pe care îl adoptă unii conservatori, pe care l-am adoptat și eu o vreme. Nu, și UE, să știi, Vali, nu e doar conservatorii mei. Și UE merge pe chestia asta, nou management public, eficientizare, nu știu, deci nu e... Să facem să funcționeze ca o firmă. Să fie ca piața, dar fără piață, dacă... N-ai cum. Hai să punem niște niveluri de-astea de control... Dar cine le pune? Păi tot ei le pun, dar avem organe de control care controlează. La eficiență, deci în alea, inclusiv astea de fonduri europene, apar criteriul eficienței, știi, banii să-i aloc ca lumea, știi. Deci are aceste obiective, doar că nu e argumentul stimulant. Numai că la piață, diferența între ce a zis Costela din aur și cum merge la piață, da? La piață, criteriul eficienței este următorul. Vezi că s-a făcut tranzacția? Au câștigat amândoi. La UE, criteriul eficienței este trebuie să îndâlnească aceste standarde de calitate, să facă nu știu ce, să vadă ce i-a mai băsit, ce i-a mai bășit mintea unui funcționar european. Dar nu i-a apărut și chestia cu management privat la companii de stat. Nu, e doar că asta vorbim. Nu, Vali, ei se gândesc chiar și la economisire de bani, știi, doar că nu ai... Incentiv, n-ai stimulantă pentru asta. Deci UE are vedere. Cu bani mai puțin, facem mai mult. Că asta e definiția eficiență. Mai puține input-uri, mai mult output. Dar ideea e că nu... Deci, și Rodba zice, domnule, de ce te dai peste cap să faci o chestie ca în privat, dar la guvern, când ai putea să lași, domnule, o firmă privată? Și să adică se direct, nu mai te scarpin, știi? O e așa. Asta trebuie să-și recunoască înfrângerea. Trebuie să renunți la serviciile lor. Birocrația europeană n-a trebuit să alege praful de... Problema în sine este că guvernul n-are prețul. Ne întoarcem la problema calculației și la haosul economic de la Hayek și Mises. Guvernul n-are prețuri. Neavând prețuri, nu știe cum să... Nu are... informații pe baza cărora să ia decizii. Da? E ca și cum, cum să spun, piața ar fi un sniper veteran cu
lunetă super exactă și cu spotter și trage la o țintă de 50 de ori pe zi și știe unde să nimerească, și guvernul e unul cu legat la ochi, cu un pistol cu alice, pe care îl învârtește așa de 50 de ori, nu îl dezlegi la ochi și spui trage. Și zici, da, o să ia decizia cea mai bună. Deci, clar, nu. Nimerește la țintă de fiecare dată. Mie mi se pare că foarte mulți oameni trăiesc într-o nebuloasă, că de-aia vorbeam de limpezit mințile mai devreme. Mi se pare că foarte mulți oameni trăiesc într-o nebuloasă în care lumea din jur e o nebuloasă, nu se știe cum funcționează lucrurile, iar ce explicați voi sunt doar niște vise, nu e așa, și soluția este statul. Și oamenii ăștia cu statul pe care îl iubesc ei foarte mult și nu poate să... Deci ai o problemă la nivel mic? Statul. Ai o problemă la nivel mare, global? Statul. Și pe oamenii ăștia poți să-i numești, pentru că ei sunt bolnavi, săracii. Poți să-i numești etatoholici. Aș merge, da? Până acolo, că n-ai toată umanitatea. Nu, dar trebuie să joci în terenul, uite cum zicea Vali pe un chat. Ok, de ce nu face spital? Am înțeles, e bună la spital. De ce nu le face? Păi nu știu, ok, de ce n-am făcut chestia aia de care tot o zici, știi? Nu a ales oamenii buni. De ce nu ai ales? Ce se întâmplă? O să discutăm un pic mai încolo despre democrație și o să povestim de ce nu se aleg oamenii buni. Maru, unde voiam eu să ajung cu povestea asta era că dacă ți se pare că la toate soluțiile, la toate problemele, soluția, răspuns, te auzi zicând că soluția este statul, s-ar putea să existe o problemă acolo. Și dacă un prim pas ar fi să recunoști că ai o problemă. Și mai departe, un tratament ar fi niște concurență pe piața serviciilor ținute acum monopol de stat. Și s-ar putea cu niște concurență să vezi că se poate mânca și altceva. Tu ești extremist, că el vrea ca statul să facă 5 chestii, tu vrei ca să elegi pe alea 5. Care... El zice, eu sunt moderat. Da, eu admit că piața... Discursul mainstream nu e comunist, noi vrem... Comunism. Nu, discursul mainstream e... Da, piața e bună în general. Eficiente, nu știu. Dar, în câteva chestii, apărare, drumul... Nu e. Merge. Motiv pentru care, ca să facem alea 5 chestii, luăm bani de la toate chestiile, băgăm permise și reglementări în toate chestiile ca să realizeze treaba. Deci, de fapt, el se ocupă de toate. Mi-a plăcut aia atitudinea lui Vali, știi, cu, de exemplu, când zice asta, păi nu știu, nu s-au dat bani. De ce nu s-au dat? Ok, o problemă de finanțare, nu s-au... De ce nu s-au dat? Plus că... Să se dea! Corect. Plus că la... Asta este, de fapt, soluția managerilor din domeniul public. Mai mulți bani. Mai mulți bani. Avem aia, puterea de taxare, putem să taxăm cât vrem. De noi decidem nivelul de taxare. Mi se pare mai pervers asta de... Că tu ai zice, da, dar statul nu are un incentiv să... Nu, păi și de ce nu-i dat? Da. Ok, de acord cu tine. Asta e soluția. Mai... De ce nu-i dat? Deci dacă soluția e ca managerul să ceară mai mulți bani, atunci ar fi ușor la și la privat. Să fie mai mulți bani. Să dea. Să ajungă la toți managerii. Interesant ar fi altceva, că dacă nu s-ar mai băga statul să fure bani, ar fi mai mulți bani la privat. A, și 75%. Și care e un răspuns la observația lui Costel? Faptul că nici managerii ăștia din domeniul public nu au aceste... Nu se pânesc foarte, nu sunt buni la mijloacele politice. Dom'le, cum să obține mai mulți bani? De exemplu... Să înțeleg că e disfuncțională soluția ta, dacă nu e... Da. Deci, nici nu știu cum ar veni, știi? Uh-huh. Jocul pe care îl joacă, de fapt. De exemplu, avem acum cazul cu noaptea muzeelor deschise, care sunt închise. Da? Tocmai, noaptea muzeelor închise. Da, dacă cereau, adică sau amenințau mai din timp, bă, o să le avem închise... În noaptea... Nu știu să, da. Cum adică sunt închise? Stai că eu n-am prins... E noaptea? Asta e că zic. Noaptea... Nu sau ce? Da, majoritatea muzeelor din noaptea de mâine, mi se pare. Sau în noaptea asta. Nu, la noaptea. Când mă dă spre duminică, da. Antipa e închis. Mai multe muzee sunt închise datorită faptului că
salariile muzeografilor și personalului sunt deci foarte mici. Da, exact. Oficial. Nu e grevă, că e luat să duc la servici, dar în noaptea asta, domnule, de ce să mai stau și noaptea asta să vin la servici? Nu mai vin. Da, mie nu mi-e clar. Nu sunt plătit suficient. A, deci nici nu se duc? A, pur și simplu le țin închise. Da, da, păi da, era închis în mod obișnuit. Deci mai de impact era să se ducă, să stea afară și să nu lase oamenii să intre. Era o grevă adevărată, da, mă rog. Acum are pe birou, știți, a scris legea, domne, vă măresc să-l are nu știu ce, hai duceți-vă, știi? Va intra în funcțiune săptămâna viitoare, nu știu ce, și deja prea târziu și ăștia... Da, deci s-au găsit bani. S-au mutat la altă dată. Deci nu sunt bun nici la... Domne, dacă știai că nu depinzi de clientul tău, de bani, așa, ci depinzi de guvern și de taxare... Eu știu mai din timp. Păi, alții cum au făcut? Asta întreabă. Domne, de ce nu dă? De ce nu face autostrăzi? Păi da, n-ați muncit destul. Ce. De ce nu plătit destul? Cauză, da. Da, nu taxează suficient. De ce nu taxează? Taxează suficient. Luați 100%, să vedem. Nu? 99%. Salariul minim de 1 milion de euro la fiecare. UBI. Tot. Da, se poate orice. Tot. Încercați-le pe toate. Deodată că toți sunt bune, dacă îi întreb, sunt bune, dar doar nu e moment. Păi de ce nu e moment? Cercați-le acum, mâine, ieri. Plus că... Muzeele astea de stat. Nu știu dacă este la unui muzee private. Există. Există. Da. Concurență neloială, da? Ele au o finanțare infinită. Păi de ce avem în UEFA interzis... echipele de fotbal care au finanțare de la Consiliul Județean sau din Steaua, CSEA-ul, sau Steaua acum, cum se cheamă, de la Ministerul Apărării, nu e voie să participi. Păi e concurență neloială. Păi așa, prin taxare poți să cumperi pe Ronaldo și pe Messi easy peasy. Deci nu... Da. Și Rothbard aici menționează faptul că lângă celelalte distorsiuni pe care le face, este și această concurență neloială firmelor private din respectivele domenii care se luptă cu aceste... Eu zic că e și o bătaie pe bani dacă tu începi să împarți, inclusiv la bucătărime și nu știu, nu mai cu... Încep să dai... Dacă, nu știu, un documentarist dintr-un muzeu câștigă, îi faci nu știu ce salariu, tu nu-ți mai permiți pensie specială, că n-ai un... Fond de mitate. Da, dacă dai un fond prin... 10x sau, eu știu, 100x? Păi nici nu, uite, nu vezi că nici lumea nu te lasă chiar așa. Iese în stradă, imediat, îi penalizează la vot, la 4 ani, pac! Inegalități. Nu, dar alea rămân, chiar dacă... Nu, hai să, ceea ce încearcă Costel să spune este că, da, într-adevăr, preosebire de imaginea care se extrage din această carte unde capacitatea guvernului de a taxa este una fără fund, asta e adevărat, dar e adevărat pentru țară ca America, unde într-adevăr se generează destulă activitate economică ca să... Da, până și aia are o limită, numai că n-au dat cu nasul de ea încă, au dat în trecut. E, în România limita asta e oarecum vizibilă, adică da, pe de altă parte să nu uităm, guvernul are mereu discreționar faptul că poate să se împrumute în numele tău și poate să inflateze moneda. Deci tot e fără fund, tot e fără fund dacă vrei. Și acolo are limite că nu poți tipări la infinit. Da, păi știi, asta erau ca un cântec prin galerie, până la moarte. Sau companiile astea care sunt de stat și merg pe deficit. Chiar avem și cazuri de monopol de stat și e pe deficit. E de aici mare exemplu cu sistemul de metro din New York, care a vrut să scape deficit, de datorii. Da, așa, și a mărit prețul biletelor, dar a scăzut volumul biletelor vândute. I-a crescut deficit. Curba lui Laffer în acțiune. Da, noroc că oamenii mai pot să meargă și pe jos sau cu alte mijloace, știi? Și nu, spune și au cumpărat mașini.
Scurt. Da. Plus că angajații ăștia de la muzee, de exemplu, în loc să, de exemplu, să obțină mai multe venituri, da? Nu să-și dezvolte aptitudinile de, bă, ia să vedem cum să satisfac mai bine clientul cel care vizitează muzeul meu. El stă și se gândește, mă, cum să obțină mai mulți bani de la politurcul care... Păi de acolo vin banii. Asta e, de Alexandru, ăla îmi plătește salariul. Ăla îmi plătește, deci... Acolo nu vine de la niciun client ăla. Doar înseamnă muncă. Exact, și deranj. Păi na, în cazul lor e de văzut și dacă cere așa de... Nu știu. Dacă aveai piața liberă, aveai așa de multe. Nu știu. Poate mai... E posibil, dar nu știu dacă... în seara mai asta... În sensul că e lumea mai bogată și mai sparge banii da, pe muzei. Da, 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 dar... Acutința cred că nu. Da, și o zi la fel, și o zi la fel. Multe muzee... Am intrat în câteva. Vis-a-vis de Antipa este muzeul minerale. Geologie, geologie, da. Așa. Pustiu, rar vezi oameni pe acolo. Dar e frumos. Și culmea face că geologia poate să fie foarte interesantă pentru că ți arată ce a fost foarte mult în trecut și, de exemplu, ar fi interesant astăzi să te informeze când au fost carbonul, concentrația de carbon în atmosferă, care se vede în straturile geologice. Apropo de chestia asta, facem o scurtă paranteză. Știre pe Digi24 între nebunelile climatice, da, vai de mine, vine sfârșitul lumii cu așa, mai scapă următoarea știre. Oamenii de știință studiază în Antarctica vegetația de acum milioane de ani, când carbonul era la același nivel cu cel de astăzi, ca să vadă cum se adapta vegetația la le-a scăpat acel carbon. Nasol, le-a scăpat rău. Pentru cei care sunt puțin nedumeriți, e înainte ca noi să fi descoperit cărbunele. E cu mult înainte de Revoluția Industrială. Niște multe milioane, da. Multe milioane de ani. Acea încălzire, nu era antropomorfică. Da. Antropogen. Aia nu era, dar asta e. Păi, știi cum standardul... Așa e, carbonul... Păi nu, că a scăzut, s-a mai standardul, dus. Cum standardul evidenței e alt. Știi, da. Asta apropo și gluma ailaltă cu Bill Gates care a luat o razna în fața unui jurnalist când l-au întrebat apropo de... Deci a scos el acum recent, au terminat o mașinărie care suge carbonul din atmosferă. Și l-a întrebat cineva, dar nu, niște copaci nu erau mai simplu? N-a rezolvat răspuns foarte repede. Poate e mai repede. Un alt aspect al slabei, să zicem, acoperirea cererii de către serviciile guvernamentale îl reprezintă faptul că statul oferă servicii standardizate și de obicei de calitate proastă. De exemplu, aici în educație, da? Avem aceeași programă școlară peste tot și în școlile private care sunt aprobate de guvern și în loc să avem pe piață o multitudine de feluri de școli în care se, să zicem, se poate discuta și despre problemele sexuale și despre problemele religioase și despre subiectele, să zicem, mă rog, de fe. Gândire critică până la urmă, da. Aia ar fi o bază. Diverse tipuri de educație. Poate vrea educație. Și gândire necritică părintele, știi, sunt banii lui. Deci nu. Hai să o luăm altfel, ca să înțeleagă toată lumea care e punctul pe care încearcă Rothbard să-l facă aici. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Adria-Cola, RC-Cola, ce mai avem? Ăla de la Kaufland, ăla de la Lidl, nu mai știu cum îi spune, Freeway-Cola, așa?
Franklin Cola. Franklin? Da, 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 este unul. Franklin & Sons. Pop Cola. Pop Cola, corect, mulțumesc. Ce mai avem? Bun. De la stat nu primești decât cola. Cola, atât, la un preț anume, nu toate versiunile. Ca să nu mai vorbim de Dr. Pepper, Cherry Cola, cola cu lămâie, cola cu... Fără zahăr. De ce nu face... A, poți și ce... Pentru că statul îți dă ce zicea Gabi adâneauri, un serviciu uniform. E mai rău. Piața îți dă, păi nu are cum să îți dea mai multe servicii. Egalitate în fața legii în all that. În București se dea o cola și în alte. Fii atent, învățătura standardizată este diversitatea, trebuie să promovăm diversitatea, știi? Paradoxul. Nu, mă gândesc că e mai obositor să... Bineînțeles. Obositor să te adaptezi. Să... Plus că dacă obții, să zicem, o cola foarte bună, trebuie să dai una mai prostă. După aia, o versiune mai proastă. Tu oferi cea mai bună educație posibilă la ora actuală. Așa, cel puțin așa e mintea lor. Cred că nici în mintea celui mai drogat etatist nu e. Mă zicem că își dau seama că, domne, nu e bună educația care oferim acum, dar o să facem o versiune și mai bună, dar tot pe aia o oferim. Mai bună, aia mai bună. De calitate și cum era aia? Educație de calitate? Nu mai știu. Educație de calitate. Și de vreme acasă, nu știu. România educată, cum e programul ăla al lui Iohannes. Da. Sloganul. Sloganul. Hai să fim, după 10 ani, hai să fim cinstiți cu noi înșine și să admitem că a fost doar un slogan. Da, n-a fost un program niciodată. Dar care argumentul părinții de ce sunt proști, nu? Părinții sunt numai proști. Experții din guvern știu pe ce... Asta. Da. Părinții nu știu ce educație trebuie să dea copiilor. Părinții sunt proști ca votanții. O să aflăm asta și mai. Adică disprețul birocratului care se vede ca pe o, cum să spun, noua nobilime, se vede pe sine ca pe noua nobilime, dar intelectuală, atenție, așa. Disprețul e cam același față de voi ăștia, alții proști de rând. Auzi, dacă lumea zice de obicei trebuie să fim uniți. De ce nu pot să vadă că statul ne unește pe toți? Suntem deja uniți. Adică, uite, și la educație. Da, în taxe și în simțiri. Și la educație. El îți dă, mă rog, nici nu contează dacă e cel mai mic sau cel mai mare numitor comun. Dar este un numitor comun. Nu susține diversitatea. Asta e, trebuie comună. El poate spune că vreau diversitate etnică. De opinii, deși uneori pretenția, uneori justificarea chiar și asta a fost, background-uri etnice diferite duc și diversitate de opinii. Tu vii din Filipine, de nu știu unde, ai alte mentalități, ai nu știu ce și... Dacă niște câtă... În vedere și asta reproșa Saul, păi diversitate de opinii, ok, tu vrei doar etnică, să fie aia, Pavel. Dacă niște cât conflict se generează și câtă energie se pierde pe stabilirea unei programe. Unii vor mai puține materii, unii vor mai multe materii. Unii vor să scoată istorie, geografie, nu știu ce, să rămână doar matematică și română. Trebuie și istorie, patriotism, nu știu ce. Unii vor și religie introdusă, unii nu vor. Toată lumea se zbate aici într-o chestie în care pur și simplu, nu este o școală care predă religie un anul, una istorie un anul. E chestie de bani, pe piața liberă îți dai seama. Nu era cerere pentru chestia aia. Cum să nu? Era... Sau nu era atât de mare. În piața liberă nu cerea grupuri, să studiezi grupuri, nu știu ce. Cum să nu? Sau nu atât de mult. Să ai în toate școlile. Păi, asta este și problema, dar cine spune că trebuie să fie atât de mult? Da? Păi, cine spune că toți proștii care ei sunt clienți, asta e ideea. Cine spune că... Să... Păi de ce nu scoți latina? Că eu prea dau latina. Nu, țin-o, că să știm și noi de unde venim și... Româna e latină. E. Ideea... Eu nu cred că ar dispărea latina vreodată, știi? Sunt 5 oameni care, na, vor... Mai mulți. Dar nu cred că atât de mult, știi, cât ar subvenționa. Da, da, da. Eu cred că dacă ar deveni accesibilă doar contra cost, ar deveni și mai interesant pentru unii. Adică ar trage piață și din altă parte, nu doar din
pasionații de latin ar fi ar redeveni, să spunem, un indicator de statut. Ah, yes. Poate, no. Revenind un pic la o discuție peste care am sărit puțin, când discutam despre inserarea guvernului în industrie și dacă intră într-o zonă, spunea Gabi, îi dă afară pe alții sau impune monopol. Nu poate să concureze cu ei și atunci îi dă afară și impune monopol. Și după aia dă peste problema că n-are prețuri și nu știe cum să... De ce e ineficient statul, am vorbit deja. Partea care mi se pare interesantă aici, vă spune Rothbard, este că am mai avut noi discuția asta și e cumva o completare a problemei monopolului. Și așa, un cartel sau o firmă nu poate, prin definiție, să captureze toată economia. Noi am mai avut discuția asta mult timp înainte, în episodul greu despre prețuri de la Henry Hazlitt, Economia într-o lecție, îl căutați, îl găsiți pe canal. Dar ăsta e un argument diferit față de ce povesteam noi aici, dar ajunge în același loc. Nu poate să acapareze toată economia pentru că nu poate calcula prețurile. Dacă el ia tot, e pe problema statului. Cu cine face schimburi? Dacă el ia tot. Înțelegi? Avem Omnicorp care face tot. Face pahare, face tablete, face mese, face de toate, da? Și toată lumea lucrează pentru Omnicorp. Da? Uzină. La uzină. Cum să mai schimbă lucrurile? Cine generează cererea? Pentru cine? Care nu sunt. Nu se poate. Ideea nu se că poate. Pierde bani. Neputându-se, devine la fel de ineficient ca statul, numai că pierde din banii lui și lasă loc pe alte branșe să intre concurenți mai mici, specializați. Care... Plus că n-ajunge, deci valia pornind de la scenariul care ăsta deținea tot. Dar nu, că el ia doar industria sucurilor. N-are. Deci mare, nu. Și dacă ia industria sucurilor, spune Rodvar, dacă ia o singură branșă sau dacă integrează două servicii într-unul singur, ajunge în același punct. În interiorul industriei respective nu mai are prețuri. Nu mai știe cum care, să uite, se... Asta nu s-a explicat clar. El pierde bani. Uh-huh. Deci are tot felul de alocări care, dacă le-ai privit într-o lume cu prețuri, ales tine eficient. El consumă... Adică, ca să înțelegem, ia exemplu pe care îl dădea Costel cu multă vreme în urmă, cât e brânza aia? 5 milioane, dăm 2. Yes. Asta înseamnă alocarea ineficientă. Noi zicem, nu se poate așa ceva. Cum? Cine e tâmpitul să... Nu știi. Deci și fără forțarea pentru de partea statului... Pentru tine ăla e tâmpit, că tu știi că o brânză nu costă atât. Fără o forțare din partea statului, oamenii s-ar putea, în exemplu ăsta cu sucurile, el poate să țină toată piața. Poate să ducă mulți ani de pierderi, treaba lui. Oamenii nu sunt obligați să cumpere, o să-și facă ei sucuri, compot, siropuri... Da, corect. E și apă, până la urmă. E bună. Ok, și avansând un pic, discută Rothbard aici, spune de posturi de comandă în care stat se inserează și le ia în monopol. Și avem, 1. Statul și poliția și protecția militară. 2. Protecția judiciară, deci judecători și tribunale. 3. Monopol asupra emiterii de monedă sau a definirii monedei. 4. Râuri și coastele maritime. Da, și pământuri în general. 5. Străzi, autostrăzi și pământuri în general, plus dreptul de a expropria. Și 6. Poșta. Aici sunt locurile în care toate statele s-au băgat și sunt cu monopol. Dacă lua statul internetul
Dacă, deci dacă s-a ocupat doar statul de internet, eram ca, da, ca niște țări. Acum nu vă uitați la această emisiune. Dacă internetul era de stat, de stat, nu vă uitați la această emisiune. Tinde, tinde, uite, uie cu aia, cu știrile false, tinde, da, să nu da. Faci podcast, nu știu, dacă n-ai ești licențiat pe... Tu, voi ce discutați economie? Păi aveți... Da, 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 da. Ah, da, 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 gabinare de... Nicio. Nicio. Da, 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 verific eu, e ok. Nu, da, ajunge, trebuie... Când da, ai făcut e... un... S-a datat... E, e emisi... Da, e, s-a schimbat economia, economică, frate. E altfel de permis, nu, nu. Mă rog, poșta cred că e doar la american, la noi nu e un monopol. Există, dar la nu american e nu mai e monopol, ai e. FedEx, ai... Nu, nu, poșta e monopol, n-ai voie nici la noi să trimis scrisori. Ați zice practici, anumite chestii... practici monopoliste, că... dar nu monopol în sensul că n-ai voie deloc. De, tu la apărare n-ai voie deloc. Faci. În da, timp ce la poștă cred că mai lasă un decașel, lasă ceva. Sau în sănătate, mai lasă un privat mai... Sunt pe greutăți și pe tipuri de pachete. Sunt definite mai multe categorii de bunuri poștale. Și da, 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 o anumită categorie da. E păstrată monopol m-aș pentru gândi poștă. M-aș gândit la zice licență. E tare de bunuri poștale. Da. Adică aș lăsa termenul monopol pentru ăla care chiar n-ai... Tribunalii sunt doar de stat, nu există. E, zici că acum au apărut mediatorii. Da, da. La tribunale, hai să zicem. Tribunale în sensul îi înforsează și deci nu doar îi împacă pe ea. Da. Licenție. Așa zici. Da. Când statul impune cum să fie. Să fie plicul, cum să... Chestia cu pensiile, de exemplu. Într-adevăr, aici am descoperit. De fapt, te taxează de două ori. Atăția IAS-ul pentru pensie și... El îi cheltuiește. Cheltuiește, deci banii tăi au intrat într-o gaură mare neagră, într-o... Și după spuse, aceea... Ai spus că te taxează, vrei spui că te fură de două ori, nu? Da. Așa. Și după aceea, când ești la pensie, da, te duci la să-i cumperi pâine din pensia ta, iar plătești TVA. Deci, asta e a doua taxare. Din banii din TVA, să zicem, care se duc în aceeași oală, plătești și tu pensia. Știi pensia. Că la pensie, dacă e destul de mare, plătești impozit, da? A, și asta, da. Așa. Povenit. Aia specială? Aia înainte înseamnă de... Și la aia specială deci plătești de impozit. O mână cu ea specială, că ea statul și pe aia, nu? Sau eu las? Aia și dacă ea 90% aia, e atât de mare? Aia e destul de mare, încât sigur plătești, da. Chiar dacă ea tot rămâne. Da. Nu mai știu peste cât, peste ce prag trebuie să fie ca să se califice la impozit. Dar pragul nu e atât de mare pe cât ați crede. Și oricum, povestea e, sau cel puțin așa știu eu, așa mi-a pus mie o păsărică care era în politică, da? Că ăia sunt banii tăi care sunt puși deoparte, nu? Așa era ideea, banii tăi sunt puși deoparte, da? Hai dă-ne și nouă. Sunt, da, sunt puși. De altă parte. Vorba aia, nu ești productiv, nu e ca și cum ai activități de producție când iei pensia. Nu, dar ai venituri. Ghinion. Nu, n-ai venituri, sunt banii tăi care sunt puși deoparte. Ei, mai avem ceva la asta? Nu, trecem la socialism, la polul opus pieței libere, care toate mijloacele de producție sunt în mâna statului. Definește ce înseamnă să fii proprietar asupra mijloacelor de producție, adică controlul exclusiv, da? Și când statul îți spune toți suntem proprietari asupra acestor resurse, de fapt noi suntem, de fapt, cei care sunt reprezentanții, cei care sunt în fruntea statului, ei decid de ce ei sunt proprietari. Cine decide ce se întâmplă cu aurul din pământ sau cu altceva? Că le dețin, dar nu sunt proprietari. Da, da. Asta, să zic că un sens poate să fie să spui statul. El controlând, el e de fapt. Poți spune, poți spune în două feluri. Una e să zici că e proprietar nelegitim. Sau da, nu e proprietar. Da. El gândește prin asta că nu e el, nu e. Sper că
în subpunctul următor cu democrația. Spune-mi, dacă ar fi, să zicem, un monarh, el ar fi, într-adevăr, și proprietar al resurselor. Pe când în democrație, când stai doar 4 ani și controlezi ce se întâmplă cu resursele unei regiuni, ești aia 4 ani. Controlezi doar modalitatea. Ești mai bine ca monarhul, dacă nu. Trebuie în 4 ani, știi, să extragi cât mai mult din resursa, nu trebuie să o... Da, am mai avut discuția asta și cu alte ocazii. Aș spune aici, aș puncta următorul lucru, zice așa, că dacă e să existe activitate economică, începem cu niște prezumții mari, da? Dacă e să existe activitate economică, atunci trebuie să existe o producție pentru a satisface dorințele consumatorilor. Da? Cum se organizează această producție? Bine, ok, la... Dacă vrem să fim mai catolici decât papa, o activitate economică poate să existe și fără producție, am discutat asta, faptul că doi oameni schimbă ceva, e o activitate economică pentru că se îmbunătățește situația celor doi. E că nu s-a produs ceva nou. Da, dar dacă vorbim de o națiune, un stat, o zonă cu mai mult de 1000 de oameni, da? Dacă e să existe activitate economică acolo, ceea ce se numește în mainstream activitate, trebuie să existe producție ca să satisfacă dorințele consumatorilor. Poate au primit tot afară. Ne-au dat bulgarii toți și noi doar schimbăm între noi. Tot e activitate economică la bulgari. Tot e producție la bulgari. Da. Și noi doar schimbăm. Da. Bun. Distribuim. Și se pun următoarele întrebări. Cum se organizează această producție? Cine decide alocarea factorilor de producție în toate direcțiile în care ar putea să fie alocați, sau ce venit va returna fiecare factor în fiecare dintre aceste activități. Sunt două și doar două metode prin care se poate organiza o economie. Prin libertate și alegeri voluntare, adică the way of the market, da? Felul în care le organizează piața. Cealaltă variantă e prin forță și dictat. The way of the state. Use the market, look. Există o întreagă plajă, știi, între piață liberă și socialism și colectivism și comunism, de fapt. Întreaga țară este proprietatea statului. Și în realitate este, să zicem, undeva pe la, ori pe la mijloc, ori tinde în funcție de alegeri să se ducă spre piața liberă sau spre un control mai mare al statului asupra economiei. Și atunci, el menționează și atunci când socialismul poate să fie și nazism, poate să fie și monarhie. Atunci când statul intervine în economie, și un monarh poate să zică, dom'le, vreau ca toată lumea să câștige de acum încolo 1000 de lei. Nu contează ce rol ai în economie. Asta este venitul oricărui cetățean, se impune prin dictat. Este un socialism și asta. Am făcut, găsiți pe canal, un playlist întreg, da, de la Hans Hermann Hoppe, teoria socialismului și a capitalismului. Da? Acolo definiția pe care o extragea el era că socialismul este colectivizarea mijloacelor de producție. Aici Rothbard, cu vreo 20 de ani înaintea lui Hoppe, spune tot cam același lucru, folosește interșanjabil, socialismul și colectivismul. Sau, el spune socialismul sau colectivismul. Da? Pe mare în vedere comunismul aici. La forma extremă, da, corect, ai dreptate. De el spune în felul următor aici. Am definit proprietatea ca fiind controlul exclusiv al unei resurse. E clar că atunci o economie planificată care lasă titlul nominal de proprietate în mâinile foștilor proprietari privați, dar care dă controlul, direcția în care aceste resurse vor fi mobilizate în mâinile comisarilor de stat, cred că tot comisarii erau și erau Reichskommissars, da? Tot comisare, nu era foarte așa, este la fel de mult socialism ca și când ăia n-ar exista pe acolo.
Dacă vorbiți engleză, este un tip pe net, Tick History, care are o serie foarte lungă, plecată și din, pe baza cărților scrise de Mises, în care explică și analizează istoric de ce fascismul și nazismul sunt de fapt tot o formă de socialism. Noi, și Rothbard menționează aici, noi am fost învățați la școală că naziștii și fasciștii erau, domne, împotriva comuniștilor și dacă comuniștii erau socialiști, ăștia trebuie să-și fost de dreapta, că erau împotriva lor, că nu așa ne-a învățat pe noi la școală. Nu e chiar așa. Da, pe definiția asta... Austriacă libertariană, da. Fasciștii sunt, acolo statul controlează. Dar nici măcar nu e vorba de doar de definiție libertariană, adică istoric, te duci în istorie, da? Mussolini scrie manualul fascismului ca o reformă a socialismului în sine, a socialismului sindicalist, care era la modă în Italia atunci. L-avea pe Marx lângă. Principiile aceleași erau. Nu, da, uite. Da. Hayek, spune, da. Nu ne pare un clișeu asta, o banalitate. Dacă nu zice Hayek în drumul către servitute, că și ăia sunt, că naziștii sunt socialiști, dai seama. Lumea, cum să fie. Deci ei nu înțeleg că menșevicii se pot bate cu bolșevicii și ăia sunt comuniști. Deci nu e... Adică s-au bătut, nu că... Da. Național, socialism, nazism. Da, e vorba de doctrină, dar e dracu de termen, că poate zici, na, așa. Göring a greșit acolo, asta a greșit. Nu, dar ești pe program, că e, na, deci e pe tipărit. Program, pe politici, da. Pe top, și de asta spun, dacă aveți timp, luați-l pe băiatul ăsta, Tick History cu capa, Tick History, analizează riscul ăla e nazist, istoric. Dacă faci degustare în orb, la ăla nazist, se descoperi, deci Woods a făcut testul ăsta, le dași. Aici da. Și cu un procent uriaș era lumea de acord cu... E social-democrația de astăzi, nu e... Ce voiau naziști. Și mi se pare că când vorbesc de crimă, vorbesc doar de... Dacă nu ne facem datoria, plătești cu chestii de genul ăsta. Adică nu trimite la o exterminare etnică. Ceva de genul, dacă tu nu-ți faci treaba, o să avem grijă. Dar ideea e că era, la fel și programul fascist, care e mai scurt, la italienesc, o pagină, știi? Vezi, care are dreptul la educație, dreptul la sănătate. Deci ne crede, aolo, ce antifascist sunt eu, păi ieși, compară-te cu partea mea. Bine, tot aici poți să zici, dați un pic că statul suntem noi și toate lucrurile astea sunt deținute de noi. Și hai să verificăm, da, hai să verificăm, dacă sunt proprietar, pot să mă și dezproprietăresc. Nu? A zis Harper. Mă rog. Și... Păi, nu permite, nu. Renunțarea la cetățenie? La cetățenie... Poate la posibilitatea renunții, da. Da, dar poți ieși din... Asta e... Atunci da, când da, ai... Atunci înseamnă că n-a fost o proprietate. Dacă unul pe 19 milioane din abandonezi. Resursele întregii țări, eu zic că valorează mult de 19 milioane de dolari. Da? Un dolar măcar poți să-mi dai. Ca să nu mai spunem că a, chiar poți când... să împarți toată economia. Oriunde te duci pe lumea asta, tot hai, e hai să presupunem, hai să presupunem că poți să renunți în sensul că vrei să pleci în alt stat. Și nu, renunți la asta, te duci undeva unde e mai curat. În, aia, ca patrind. Să înțelegi că tu nu ești proprietar, de fapt, este că nu îți iei bani când pleci, da. Zice Gabi. Dai bani când pleci, câteodată. Da. Da? Ăștia acum... care pleacă din America și vor să se ducă în alte țări, le-a băgat exit tax. Da. Incredibil. Sau dacă vrei să o iei așa, să zici, mă, e ca și cum am avea niște acțiuni, da, ok, nu ne încurcăm cu ele, să le avem în mână acțiunile, să le putem vinde, dar e ca și cum am avea niște acțiuni. Ok, atunci ar trebui să sunăm la ANAF și să ne spună ce profituri au făcut această întreprindere națională România. E, păi da, știm că e pe pierdere an de an. Te uiți pe open budget și vezi cât e deficit. De că nu poți să acțiunea. Da, eu aș zice că ai totuși puțin control, uite, la vot, dar nu ai așa, eu vreau să vând.
la poștă, ce dețin vreau să vând. Uite, în Norvegia ar putea să facă asta, dar nu o fac. O făceau în Alaska. În Alaska, pentru că erau foarte mult, puțin oameni, foarte mult petrol, venituri statale foarte mari, primeai pe vremuri o indemnizație, că stăteai acolo. Nu știu dacă acum încă mai, e cazul, da? Dar primeai o indemnizație de la stat că stăteai acolo. Primeai cum ar veni redevențele astea de care vorbea Alex mai devreme. Și Norvegia ar putea să facă chestia asta la cât purcoi de bani scot din petrolul din Marea Nordului. Dar acolo ei sunt mai prevăzători. Îi pun într-un fond și așteaptă să se devalorizeze dolarul. Smart. Nu, că se devalorizează coroana împreună cu el. Nicio problemă. Da. Roba după aceea face un pic de incursiune în economia socialistă de tip extrem, comunistă. Și spre rând, dacă nu au prețuri, cum totuși a funcționat atâta timp, 70 de ani, la ruși, și spune că se uitau la prețuri pe piața internațională și puteau să cât de cât să dibuiască cam ce preț ar trebui să aibă rușile și cartofii. Și de asemenea, din cauza faptului că exista totuși o piață neagră, unde lucrurile mergeau mai liber, fără intervenția statului, și puteai să te orientezi de acolo. Bă. Cam cât e. Practic, global, între țări, cam e, este o piață liberă. Este, le cumpărăm. Da, nu e unul deasupra care să zică... Bine, să mai bagă statele când zic hai să cumpărăm nu știu ce avioane. Nu, dar sunt ca da, niște agenți independenți. Da, da. Toată. Nu obligă nimeni pe țara A să cumpere cu tare obligatoriu sau să cumpere de la B sau nu prea... Ce ăștia mișto. Cum e socialismul imposibil că există de nu știu câți ani în Rusia sau în România? Nu, ce zicea Mises, acel calcul economic e, da, și chiar e imposibil că n-ai prețul dacă toate stale tale și nu ai schimburi, prețul fiind rata de schimb, prin definiție. N-ai prețuri. Chiar e imposibil, literal, deci nu. E, și unul dintre exemplele date de el foarte, foarte tare era asta că în... Iugoslavia. Pe vremuri, da, poi probabil despre tineri ca să țineți minte povești de genul Iugoslavia. Iugoslavia se cam liberalizase, o lăsase moale cu socialismul, cumva Tito oricum n-a fost neapărat un mare doctrinar credincios marxist. Când a văzut că merge cu piața, a mers cu piața, a ajunsese să discute să facă bursă. Era mai degrabă un sindicalism, nu era nici sindicalism. Că... Dețineau o cumva le... Da, dar mai lăsa să plece, să lucreze afară. Nu era comunismul ăla opresiv. Da. Bun. Democrația. Nu, nu. Nu? Nu, mai e mitul proprietății publice. În statul suntem noi. Semănarea cu acțiunile și că nu poți să le vinzi. Da, ok. Nu, că socialiți așa n-ar răspunde. Ai oare și care control, uite, la vot mai votezi. Tu când votezi că resursele să rămână neamului. E o formă de control. Când vezi, chiar, așa e, nu poți să vin. Dar ai alte forme de control. Votezi, nu știu ce. Ok. Da, mă, uite, mai e o chestie aici, apropo de asta, că... De menționat, doar ipocrizia asta, că tot o să discutăm de multe ipocrizie în următorul capitol. Sau în următorul subcapitol, toți care scriu, deci toți scriitorii, analiștii economici, așa, el folosește un cuvânt foarte bine țintit aici, spune parrot. Repet ca papagalii, unul după altul, fără să gândească, noțiunea că proprietarii privați, da? Și sigur ați auzit și chestia asta. Adică, cum să dăm pădurile la proprietari privați? Păi ăștia le taie, bă, le taie. Deci, că să fac banul repede, da? Să fac banul repede și asta e. Deci toți, inclusiv voi, aveți senzația că toți proprietarii privați gândesc pe termen scurt. Lăsând la o parte faptul că statul te-a învățat pe tine să te gândești pe termen scurt, că atâta poți cu resursele pe care le ai. Nu mă refer la
nu mă refer la asta, și mă refer la faptul că te ține într-o sărăcie în care statul te ține într-o sărăcie în care termenul lung e aproape imposibil să te gândești la el, da? Și cumva, tot zic, bă, privații nu se gândesc decât pe termen scurt. Lăsând la o parte faptul, cumva sunt firme în Japonia care dăinuiesc de secole fără să fie avut monopol guvernamental, sunt și în Statele Unite, sunt și prietenii care le place tuturor să zică Rothschild și cum au ajuns ăștia, frate, de atâta timp? Ok, s-au mai întretăiat cu politica din când în când, dar inițial nu erau așa. Da? Pe vremea când statul era mic. Așa, da. Și-au făcut. Privații doar pe termen scurt, birocrații, astea educați, se gândesc pe termen lung. Știe că nu-i dă afară. Că nu-i dă afară. Uite, deci, contraexemplu. Păi, noi gândim pe 100 de ani. Cine? Eu, birocrat. Tu, deci birocrat? Eu salvez copiii de peste 100 de ani. Ai băgat rujba imediat. Adevărul... Mă gândesc că ar cultiva copa și... Dar ar gândi pe termen scurs, să zicem. Vrea să dea lovitura în un an, doi și tot plantează, știi? Da. Adevărul este că, de fapt, tocmai politicienii ajung să se gândească pe termen scurt. Și birocrații care sforțați de politicieni să se gândească și ei pe termen scurt. Cât de scurt? Nu, ideea e că nu rezistă. Ideea e că ăla nu rezistă la cubalta aia care vrea să dea lovitura de ce a vândut toți pești. Ăla nu mai există peste 3 ani. Peste 3 ani vor exista aia care nu i-au fost pe toți. Aia. Iar motivul pentru care am spus mai de mult că nu depopulăm balta de pești este faptul că dacă e al tău, o să-l vinzi. Dacă nu mai valorează nimic, vinzi un cur. Yes. Poți să-l vinzi, dar cine-l cumpără? O să zică, păi ce asta? E o baltă fără pește? E bună, că o să fac niște pește. Și o să pot să fac și eu ca ăsta dinainte. Vând după aia tot peștele, ca un fraier. După aia, sparg banii. Pentru că dacă tot gândești pe termen scurt și când o să ai banii, o să-i spargi repede. Nu? Și ce o să se rezolve cu asta? La un moment dat cineva o să gândească pe termen mai lung. Nu, dar și dacă îți ies banii pe termen scurt, chiar dacă îi spargi, tu tot faci. Deci ea ce voi o copaci? Păi ăsta tot plantează copaci, că e vicios. Are nevoie de bani. E, urmează capitolul despre democrație. Spoiler alert. Dacă sunteți mari fani ai democrației, luați-vă frumos, puneți-vă o cană de ceai, că o să vă crească tensiune. Tei. Care era de mușețel, nu mai știu. E așa, apropo de democrație, așa ar putea să ne etatei sucă. Uite, controlezi indirect, votăm, chiar dacă nu facem referendum, democrație directă. Votezi, ce propune Ciolacu? Păi nu știu, să se cultive mai mulți pomi. Păi, uite, lumea vrea asta. Ca... Da, da. Păi, când votezi în democrațiile moderne, prin reprezentanți, votezi ori un om, ori niște programe, niște idei. Da? Nu te interesează cine e exact acolo, dacă acoperă, să zicem, ideile pe care ești, la care ești interesat. Na, Rodbar, oarecum nesurprinzător, ține cu... democrația directă. O chestie care mi-a plăcut aici e că el scrie asta prin 70. Nu, 62? Da, mai jos. Mai. El zice, păi dacă voiam, aveam, atașăm televizorul o chestie și votăm, răpăm. Astăzi mergi pe telefon. Azi vorbim de digitalizarea administrației, de nu știu, de ce ai sculele? Hai să digitalizăm democrația. De ce nu facem? Da, acum stai și mai bine, atunci n-ai alții gândit. Da. A fi un motiv. Nu poți să digitalizezi. Când ai înțeles de ce, eu zic că el are minte... Legea de fier a oligarhiei, că ăștia... Nu am niciun chef să facă banii cu tine, deci... Hai, nu-i știți. Pun pe agenda doar ce vor ei, sau... Deci nu, lasă-ți închid... Nu, hai să votăm pe... Dacă se există taxe. Deci nu o să vezi niciodată votul ăsta.
Deci, Rothbard ce spune despre chestii? Limitele democrației, da? Contradicțiile, de fapt. Sau contradicțiile, da. De exemplu, putem vota să nu mai fie democrație, să fie un dictator? Unde nu mai vrem parlament și guvern. Eu mă gândeam că argumentul ăsta merge cu și învăța la pieței libere, știi că-ți poți construi un... Da, un exemplu similar, că vinzi cărți comuniste, lumea devine comunistă și abolești viața liberă. Da, da. Nu e... Așa. Nu e... Bă... De ce nu? Există... E o posibilitate... Îți permite, asta e ideea. Îți permite. Nu, pentru că actul în sine, vreau să spun că analogia nu e perfectă. Actul în sine de abolire a pieței libere nu face parte din posibilității. Da, nu pașii, e un act de piață. Dar pașii sunt pași. Dar pasul final în care zic gata. Dar ideea că ea nu te opri. La democrație, inclusiv pasul final este că trebuie să se pună, trebuie să se voteze pe chestia asta. În piața liberă, dacă toți ne punem de acord să aplicăm principii comuniste și tot rămânem în piața liberă, că e voluntar. A, dincolo ar fi complet. Complet asta. Asta. Exact. Da, dar nu scapă piața liberă. Îți arată și pericolul ăsta. Vindem cărți comuniste și devenim comuniști. Alege pe asta ar fi una din... Deci, Rothbard, în primul rând, reinstanțiază, da? Ca să fie clar pentru toată lumea despre ce discutăm. Democrația este un sistem prin care majoritatea ia decizii și fiecare cetățean are un vot, fie în deciziile, fie direct pe deciziile punctual pe subiecte, luate, fie în a alege oamenii care iau decizii. Probleme sau persoane, asta e. Deci da, avem două tipuri, democrație directă în care decidem pe problemă, hai să vedem dacă punem camere, nu știu ce, hai să vedem dacă nu știu ce, închidem magazinele duminica sau și pe persoane. Hai să-l alegem pe Ciolacu sau pe nu știu cine. Asta sunt. Democrația reprezentativă e asta cu persoane. Și Rothbard chiar dă un exemplu din asta. Deci este foarte fezabilă democrația directă, da? Dar dacă discutăm de democrație directă, dintr-o dată lumea o să înceapă să spună vai de mine, cum să lași lucrurile la îndemâna proștilor. Că nu se pricep oamenii. Că nu se pricep oamenii. Lasă, astea să fie... Ar vota pentru să nu mai existe taxe, zicea, nu știu, pui hașul sau... Ar vota pentru pedeapsa cu moartea sau... Ok, și... Care... Nu e democratic sau care-i treaba? Ce-mi place mult este cum demonstrează Rothbard că dacă trebuie să alegi o persoană care să ia hotărâri în locul tău pe niște subiecte complexe, de fapt, ca să vezi că ăla e un om bun să ia hotărârile pe subiectele complexe, tu trebuie de fapt să știi subiectele complexe ca să vezi că ăla bifează. Și nu numai, asta e ideea, că Rothbard duce analiza asta așa de departe, da, încât spune, hai să luăm ideea asta. Tu ești prost, da? Ești prea prost ca să fii încredințat cu un vot astfel încât să-ți dai părerea pe subiecte, da? Ești prea prost pentru asta. Așa zice, că n-ai fost la școală, nu te preocupi, n-ai timp, oricum, nu ți zbați tu capul cu chestiile astea. Nu, hai să fim serioși, nu. Păi atunci, în baza a ce ești destul de deștept să-l alegi pe unul pe care nu-l cunoști, n-ai mâncat cu el, n-ai băut cu el, da? N-ai dormit cu el, n-ai mers la școală cu el, da? Și atunci, după 20 de ani, nu cunoști un om. Dar nu, scenariul al ignoranței. Și pe ăsta te pricepi să-l delegi, înțelegi? Fă tu. Du-te tu, că e mai bine. Ce zice Rothbard, că dacă ești prost la să tranșezi problema, să o analizezi, ești prost să alegi persoana care rezolvă. Nu, Rothbard supralicitează corect. Îți trebuie mai multă informație ca să alegi corect un om. Da. Să facă lucrurile astea în locul tău. Trebuie să mai știi decât, pe ăla. Decât să le faci tu singur. Uite o altă chestie tare. Ia lumină să sar argumentul de fapt. Iar el zicea, ăla e prost pe piață, dar e deștept să-i aleagă pe aia, știi? Ok. Totuși, e ideea asta, că în democrație, majoritatea alege de obicei lucrurile corect moral. Da? Pentru că nu știm ce e bine și ce e rău, atunci lăsăm majoritatea lumii
Da, să aleagă, domne, cam asta ar fi ceea ce e bine pentru... Asta este un criteriu în care... Dar istoria ne arată că, de fapt... Validare, e o validare. Da, da, ăla democratul ți-ar zice, ok, ne-am înșelat, ne-am luat de Galilei, dar... În general, am avut dreptate, știi? Da. În majoritatea momentelor... După aceea mai au ideea asta că orice majoritate în timp trebuie să lase o minoritate să devină o majoritate, adică să schimbe părerea. Nu, nu, o să-i dai drepturi la minorități. Să-i lase libertatea. Să-i lase libertatea, da. Adică să nu voteze, domne, de acum încolo cei care n-au votat ca noi, nu mai au dreptul de vot peste 4 ani. Sau nu mai au voie să devină. Din teoria democrației, pe care Europa o exprimă aici și spune, domne, majoritatea că trebuie să... Tai, alora, asta da, e. Da. Asta sunt limitele astea de mandat. Domne, gata. A ajuns. Leftism a fost un răspuns la asta. Uite, avem, ce dacă e asta? Sunt în minoritate. Ai mers o filozofie care îi protejează. Da, da. Dacă facem așa, subordonezi democrația. Da, exact. Da, asta fac și ei, cred că și Rothbard zice asta, că pendulează, știi, când îi place ceva, ok, păi ce te-ai de majoritate, când nu îi place, păi merg ăia care cred în pământul place. Adică mai pe scurt și cu ea în... A, și da. Cu ea în, în nu, doar când le convine. Două standarde. Deci un socialist, să zicem, devin românii libertarieni. Să vezi că începe, aha, păi stai, că ne luăm pe prostime, da, da, ne luăm pe prostime. Legea e ceva mai înalt decât o Constituție. Nu e, democrația nu e majoritarism. Uh-huh. Mai mult decât egalitate de șanse, de șanse, de nu știu ce, de diversitate. De... Așa o să întoarc. Să știu, găsesc ei ceva. Nu? Democrație care... liberală, sau cum e acum termenul. A, da. Democrație da. Liberală, nu... Da. Asta unde limite. La noi în țară sau no, asta e mitul cu care aleargă conservatorii, am înțeles. Nu, că ei la alții aleargă cu democrație socială, de asta eu nu cred înțelegeam. Cred că e și o frică și o prudență la ei când folosesc chestia asta, adică preferă astea mari, știi? Cine zic că și noi avem individul contra statului. Dar o chestie de asta, est versus vest, vestul care e liberal, estul care e nu știu ce... Gândește ce opoziția a fost când... E comodă opoziția, știi, da. Că e ușor de admis. Ăștia, China e vardă. În Marea Britanie, când a fost votul pentru Brexit, câtă lume, vai, a greșit. Problema, poate democrația nu e bună totuși. Da. Era referendum, când a fost prin reprezentanță sau nu știu ce. Da, a fost directă. Nu, tocmai de-aia, da. Că mai a fost un vot unde pur și simplu conducătorii au zis în Grecia... S-a votat prin referendum dacă să achite statul datoria către creditori sau nu. Și s-a spus prin vot nu. Ba da. Era un eroiște comuniști la, era Siriza sau eroiște comuniști la socialist. L-au plătit până la urmă. Bă, ochitat. Adică s-au angajat că să achite, că nu au terminat de achitat. Dar lumea n-a vrut. Democratic era să nu dea bani. Și... A, dar nu mai primeam. Dacă dai, dacă vrei să ai exemple din ca să primești trebuie să dai. Din democrația contemporană. Nu, dar nici ei nu merg până la... Da, zic că nu ajunge democrația doar când ne place. Uite, o chestie funcțională a democrației este că auzi foarte mulți oameni în jurul nostru, în zilele noastre că urmează acum alegeri, măi, pe cine să votăm, asta e o problemă telurică, mundană, în care, pe cine să votăm ca să-i mai dezrădăcinăm pe ăștia? Și te gândești, de ce nu votează lumea pe alții? Păi pentru că ăia mici n-au șanse. Și atunci trebuie să alegem dintre două mari rele. Și care e observația pe dedesubt? Că sistemul democratic o să-ți înfigă în niște poziții un cartel. Păi nu ne urăm cartelul în rărunchi, vai ce ne facem cu cartelul? Uitați-vă la politică, ai un cartel, ăștia fac aceleași lucruri, un pic ăla mai învârte de buton în stânga, ăla mai în dreapta, whatever. Adică de asta se plânge lumea. Păi și n-avem pe cine să alegem. Păi
Asta îți produce democrația, un cartel. Da, e conflict între, nu știu, evident și pluralist, să zicem. Pluraliștii zic că ea pot fi bătuți. Ne educăm, devenim mai deștepți și stăm și le dăm un șut în cur. Curentul elitist, să zicem, și Rothbard, elitist, mai știți italiene, Mosca, Guide. Mosca, cine mai era? Michel. Care zic că nu, oligarhia aia va fi, deci nu poți să scapi de ea. Dacă, deci câtă vreme ții sistemul ăsta democratic, cât după timp de există e? Om, există ființa umană. Bine, dacă stăm să ne gândim, culmea, tocmai pe sistemul ăsta, apropo de ce zicea, Rothbard spune în felul următor. Bun, hai să zicem, nu cu democrație directă, una reprezentativă, republică, da? Și asta ce înseamnă? Înseamnă că e legată pe un teritoriu, da? E, și Rothbard spune așa, felul în care structurezi voturile, poate să-ți dea o altă expresie a majorității, da? Ați auzit probabil de gerrymandering, de felul, deci la nivel de cum se vota înainte în România pe uninominal pe anumite locuri, da? Poți să scoți 6, 7, 8, 10 parlamentarul de mere. Pe varianta proporțională nu mai scoți. Ei, ai scos de fapt că au pus clauză în lege. Nu, da. Affirmative action a fost. Dar, adică au un om oricum. Da. Dar ideea atunci se pune, păi, dacă și ai democrație, și ai democrație, și ai democrație, care mai e care e forma de democrație corectă? E pendularea, știi? Adică nu-ți combine? Deci, democrația n-ar alege nimic din unguri, n-are și niciun ungur. Democratic așa ar trebui să fie, dar românii nu vor. Maghiari. De altă parte intervine aia. A, stai puțin că... Majoritarism, ce zici tu? Nu, democrație. E autentică. Înseamnă și bani. Participarea minorităților. Fie le dai locul în parlament, fie. Faci cumva să... Da, și aș spune că, uite, modul ăsta de, să zicem, e privit în Statele Unite modul cel mai greu de schimbat, da, bipartidismul care e acum în Statele Unite. Se spune că nu se poate schimba și totuși, spre deosebire de democrația reprezentativă cu vot proporțional care e prin alte părți prin Europa, în Statele Unite a avut cea mai recentă inserare a unui outsider până în vârful vârfului, da? Despre Trump vorbesc. Trump a stat abătut la ușile Partidului Democrat vreme de 20 de ani, aproape 20 de ani, dar de prin 80, de la sfârșitul anilor 80 până prin 2016. Până la melodia... 2015-2014. Lora de la Guns N' Roses. Knock, knock, knock. Da, exact. Exact. Și a făcut lobby și la Clinton și la toți încercând să intre pe acolo. Acolo elita a zis, banii tăi sunt buni, e tu stai pe bară. Nu, au prea mulți, au bani. Și atunci s-a dus frumos și a mers pe partea aia și s-a uitat. A, la ăștia pot să participe așa? Deci, și a luat vreo 2 ani să-i întrebe, dar ce ați vrea voi să vă spună un politician? Ce vă doare pe voi? Și dintr-o dată, puf, acum. Mai mult. Da, na. De 10 ani trăim în era Trump peste Partidul Republican. Bine, în favoarea europenilor ar fi că sunt mai părămițate și că ai avea șanse mai mari. Păi tocmai că asta spune, ai avea șanse mai mari să intri într-un parlament, poate ai avea șanse mai mari să faci parte dintr-o coaliție guvernamentală, dar dincolo, omul ăla puterea. Da, dar zici că penetrezi mai greu la două. Mai greu. Au familiile alea, Clinton, Bush, nu? Păi unde e Bush? Au revenit iar, nu? Au... Nu, unde e Bush acum? Nu mai e. Toți nu mai e. Toți bușiștii au și inclusiv grupurile de suport. S-au bușit. Au format aripa aia Never Trump de ajunseseră să susțină democrați în alegerile locale. Tot așa e, nu e așa, uite, noi am fost...
Bine, poate mai puțin că era Andrei Băsescu. Când a fost discuția aia cu uninominal, cu nu știu ce, hai să mergem pe modelul american versus proporționalul european. Argumentul pro la american era că, nu știu, ai doi care coloși și bat și unul poate să-i bată pe ceilalți. Nu știu, va zice, nu. Da, sau, de, eu acolo am fost... Argumentul contra e că e mai puțin reprezentativ și... Winner take it all, știi? La vremea aia, eu n-am fost împotriva uninominalului, am fost împotriva parlamentului de 300. Vreau să fie de 2. Nu, vreau să fie de cât mai mulți. Ah, ca să acopere, reprezentativ. Da. Yes, good point. Când, nu știu ce alegeri, în America, ori Trump, ori Obama, nu mai știu cine, a câștigat alegerile, însă la votul popular, adică dacă numerai voturile, celălalt care pierduse. Trump. La Trump cu Hillary, da. A, așa. Și atunci s-a pus problema, domne, dar ce democrație avem noi, că de fapt nu este cea... E aceeași discuție, că calculăm, ai noștri founding fathers nu s-au gândit doar la majoritate, se gândeau la problema tiraniei majorității. Știi? Uite, cum blocăm asta? Păi facem districtele alea și nu știu ce și așa. Da. Și la fel și noi ne putem pune problema deseori, știi? Domne, de ce să fie... numărați așa pur și simplu unul câte unul, să fie un vot la fel de important ca oricare alt vot, sau să fie ca în America, știi? Deci să nu fie ca în America. Colegii electorale, stabilim... Da, vedem, electori. Ne gândim. Pe subiectul ăsta de stabilit zone, zice Rothbard, mă, dar zonele astea sunt foarte arbitrare. De ce toți oamenii din interiorul acestor granițe să voteze așa? De ce nu în interiorul granițelor județelor? Dacă o iei pe calea asta, poți să ajungi în două extreme. Ori te duci în jos și zici, la nivel de oraș, la nivel de quartal, de bloc, de apartament, de om, sau poți să te duci în sus. Dar de ce la nivel de țară? Să fie la nivel de continent, european. Global. Sau global, direct. Universal, un cosmologic. Păi dacă să voteze toți din toate timpurile. Să voteze toți și din toate timpurile. A, da, din toate. Sunt compatibile, nu? Sau? Da. Zice rău, dacă una e mai apropiată... Nu. Ai nu. Din punct de vedere al ideii de democrație, ce poți să spui? Dom'le, dacă ea din Gorj vor comunism pur, ea din București vor capitalism laissez-faire, de ce câștigă, să zicem, pe România? Unii sau alții. Unii sau alții și yes. Atunci... Ea nu sunt reprezentați deloc. Da, democrația e regula majorității. Rothbard face mișto de chestia asta, că dacă ești într-o țară, ca România, da, mai sunt și în alte locuri, în care e promovat votul, care zici, domne, să vină lumea la vot, că altfel câștigă PSD-ul. Sau ce alte variante mai de sunt. Dușman, loc al momentului. Principiul e, cu cât sunt mai mulți care votează, cu atât e democrația mai bună. Uh-huh. Da? Aici, zice Roa, dacă ăsta e principiul după care te ghidezi, păi atunci ia vezi tu, Românie, că ai lângă tine Ucraina, care are 60 de milioane de oameni, da, de 30, de 3 ori mai mulți, da, decât tine, românii ar trebui să zică, hai să invităm și pe ea să voteze, că și așa crește totul la nivelul de planetă, știi? Adică nu, în loc să te duci în jos, așa te duci în sus. Păi ideea, cu cât votează mai mulți, cu atât ajungem la un rezultat mai bun. Observația mea ar fi că dacă votezi pentru că ești om, atunci trebuie să fii și liber pentru că ești om. Liber să ce? Să te separi de această... Trebuie să se voteze. Da, să voteze, da. Mi-a plăcut asta lui Rothbard și asta am văzut și la noi când sunt alegeri. Votează. Și Rothbard zicea, mă, parcă ăștia nici nu votează ce votezi. Uh-huh. Poate votezi o prostie, știi, poate. Votează, știi. Da, adică nu prea să mai discută idei aproape niciodată, decât când le convine. Păi stai, da, că trebuie să apărăm pe niște cine. Chiar așa, poate votăm o prostie, știi, poate lichid de examinarea. Ceea ce s-a întâmplat de multe ori. Pe unul care nu-l interesează și dă cu banul pe cine să voteze, mai bine să nu voteze, decât să trebuie ca cel care votează să fie foarte interesat. Să fie din cauza așa, asta. Dacă unii sunt foarte socialiști, nu știu unde, să zicem în Moldova, sau mai bine să nu voteze, știi?
Nu e mai bine? Poate să bucurești din, din punct de vedere al democrației și a ceea ce își dorește democrația. Dom'le, vreau oameni care să fie angajați. Vreau oameni care să fie interesați de subiectele care sunt la ordinea zilei. Vreau oameni care să se informeze. Dacă sunt ăștia care vor un lider puternic și care să nu știu ce, poate e mai bine să... mai democratic. Dacă asta... Deci dacă îți place democrația... Dacă sunt pasionați și dar vor... Dar că nu le, nu le interzii, știi? Da, da. Le recomand să... Dacă 99% din cei care votează sunt pasionați, domne, trebuie neapărat un dictator. Domne, asta e țelul democrației, da. Trebuie lăsați, trebuie chem, adică ajutați să vină la vot și să... Așa. Decât democrația, nu cred că asta e idealul democrației. Domne, vreau ca toți să dea cu banul, pur și simplu, că să nu intereseze cine iese, de fapt. Doar să voteze acolo. Pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu de sărbători se... la căminele astea culturale se băgau filme, știi? Ca oamenii să îi detașeze, da, de religie, de nu știu ce. Da, ce? Ce? Da. Ok, discuția aici era asta cu argument standard pentru democrație, că decât să numărăm capete sparte, zicem să schimbă majoritatea și cum ajunge la acea majoritate nouă sau alegem noua conducere? Prin violență? Tragem unii în alții, ne numărăm votul. Schimbarea pașnică a majorității sau a puterii. Da, e un argument standard. Pentru... Aici vreau doar trage tot felul de astea simpatice. Contre... Da. Deci, domnule, dacă e adevărat că democrația trebuie să fie un substitut pentru confruntarea fizică, uite, una, zic. Cu altele. De ce nu primeți mai multe voturi ăștia forțoși, știi? Că noi asta încercăm ideea, să... Ideea din spate este că fapt, nu se produce același rezultat. Tu zici bă, că ea e prezentată ca și cum, băi, decât să facem asta, mai bine facem aia. Ca și cum tot acolo ajungi. Dar de fapt nu ajunge acolo, că ăștia mai forțoși, zice Rodoar, păi da, stai puțin, despre ce discutăm aici? Dacă ai unul care de-abia își trage bășinile după el, ăsta e egal, ar fi egal la bătaie cu unul care e antrenat în echipele SEAL? Da. Parcă nu. De fapt, el vrea să exact să arate că nu este deloc un substitut pentru confruntarea nu, fizică. Nu, el ia în serios, asta e simpatic. Da, ia în serios chestia. Hai să zicem chiar așa e. Păi ar trebui, de exemplu, uite, o chestie de asta standard e că votul e secret, să nu știe lumea să fie. Să... El zice, păi n-ar trebui să fie secret. Tu ar trebui să... Deci dacă tu, așa cum lupți pentru ăla într-o luptă, știi, ăla e generalul tău și tu lupți pentru el, la fel trebuie să ai curajul să susții opinia. Deci votul trebuie să fie la vedere, să fie transparent, să te știe lumea, să ai curaj într-o luptă, știi? Da, da, da. Cine iese pentru tine, nu știu, în fața tancului dacă lui e frică, frică să voteze? La vedere. Bine, după... și aici spune că el nu duce paralela asta până la capăt, dar mie asta mi-a inspirat că poți face o analogie cu votanții care sunt informați. Că și el la un moment dat spune, păi da, sunt unii care sunt apatici. Zic, hai să zicem că sunt 40% convinși într-o țară și 60% care sunt așa, mai apatici. Adică nu sunt, să zicem că 30% dintre ei nu i-ar interesa foarte tare. Dar ai o lege ca în Australia care îi obligă să vină la vot. Da? Păi vrem ca ea să vină vot, adică lui nu-i pasă de subiect. Vrem să-și dea cu părerea ăla care, ăluia care nu-i pasă de subiect. Nu era o problemă mai devreme că își dau toți proștii dezinteresați votul neinformat etc. etc. Și aici o să fie neinformat, pentru că nu-i pasă de chestia. El discută tot în contextul ăsta al paralelei cu știu, lupta. Dar mie mi se pare zice că ea motivați 40, iar bate pe ăștia 60, știi? Ca să nu mai vorbim, da. Da. E asta apatic, dacă e apatic nu e. Și pentru a stimula o bătaie, ar trebui să avem mai puține cabine de vot, da? Să vină să stea la coadă, să chiar să se intereseze, da? Poate să și tăiem bilete de intrare, doar cei care chiar vor să voteze, să se ducă să voteze, da? Cei care sunt interesați, care au s-au informat și au o pasiune pentru un anumit candidat sau altul. Și cea mai haioasă punctare pe care a făcut-o, că scrii tu cu mâna ta
pe cine susții acolo. A, că da. Poate să nu mai pună unii cartelul, să nu mai pună pe unii și tu să alegi între aia. Tu îl alegi pe Cutărescu, ăla te reprezintă pe tine. Mai trebuie să și știi cine e. Cum îl cheamă, în America ai căsuță, ai... În America ai opțiunea asta, da, dar Rothbard spune nu, să ai doar opțiunea asta. Doar opțiunea. Doar. Ei, și mai era o chestie peste care am sărit noi, care mi s-a părut interesantă, tot așa o despicare a democrației de la Rothbard, în că spune așa, nu vedem de ce e nevoie ca să se reia procesul ăsta prin reprezentanță, adică de ce avem democrația asta pe două niveluri? Da, dacă oamenii sunt destul de deștepți să-și aleagă reprezentanții pe care îi vor, de ce nu e unul? Adică dacă tot statul oricum tratează uniform toate chestiile, da, de ce nu e unul reprezentant? De ce nu câștigă unul? Dom'le, ne punem președintele? De acord, ăsta îl lăsăm să facă 4 ani de zile, sau hai mai puțin ca să zicem că n-are timp de tâmpenii. Fac și 2 ani de zile, îi dăm toate puterile executive. De ce? De ce facem asta? E unul la mână, e statul mai ieftin, e mai eficient guvernul, nu mai apar majoritățile astea în schimbare, nu mai e loc de jocuri politice. Să mai mișcă și mai repede. Deci alegem alegem pe unul. Atât. Să nu mai fie parlament cu voturi, cu tralala. Ce votăm? Cum arată? E doar el sau ce? Da, da, bravo. Colegiul unii trei. El a, nu mai partide, nu mai cel mai. Nu, poți să ai și partide, poți să ai tot ce vrei ca asta. A, da, să alegi un singur. El și echipa lui, el își face ministru. Bine, asta e caz. Ce? Nu, astăzi jucăm hai jocul ăsta. Iohannis. Astăzi jucăm jocul ăsta în care noi alegem parlamentul, aripa legislativă și parlamentul alege aripa executivă. Asta a fost modelul... O acceptă. Ăsta, cum îi zice? Vezi, ministru. A fost o vrășeală, știi? Adică rare ori se... Nu. Bă, da, ăla controlează partidul, îți dai seama, controlează și parlamentul și judiciar. Deci rare ori a avut situații. Uite, ia România, câte guverne au căzut. Din cauza serviciilor, poate, sau... Aia patră putere. Exact. Bă, nu, sunt executiv. Executiv mai... Nu mai exact. A, nu, e administrația. Dar înțeleg ce am zis, dacă ăla controlează, deci idealul, ca și idealul constituționalist. Se blochează ăia, se nu știu ce. Unde se blochează când Ciolacu controlează că... și parlamentul, și executivul, și... Ca să-ți dau dreptate, că Râzicu. Și de multe ori... poate nu, hai să zicem cum mai e. De multe ori lumea și vrea o chestie stabilă, domne, trebuie o coaliție stabilă. E deci... stabilitate. Și exact aici vorbește Rothbard, apropo de fanii lui Băsescu și reforma în justiție, vorbește aici exact de perspectiva că a treia putere în stat, juridicul, e independent. Și Rothbard spune... Păi cum e independent? Hai să vedem. Sunt aleși, în unele părți dă populație, deci e ca și cum ar fi politic. Sunt numiți de aleșii populației, deci e ca și cum ar fi subordonat politicului. Și, zice Rothbard, singurul fel în care le-ar crește independența cel mai mult ar fi să fie numiți pe viață. Să fie numiți pe viață și atunci poți să zici că măcar din punctul în care l-a numit poate să devină independent. Dacă e pe viață și să zicem că nu-i zboară creierii. Și spune explicit Rothbard, cu cât îi pui termen de confirmare, renumire și alte chestii, cu atât îi reduci independența juridicului. Da? Care a fost reforma, că acum e deja istorie, da? Dar care a fost scheletul reformei în justiție al lui Tanti Macovei? Reducerea mandatului judecătorilor de la 15 ani la 4. Ah, oh, wow! Dar nu poți gândi și că stimulează piața că îi schimb sau... La fel ca politica. Stai puțin, deci discuția independență ține din capitol. Rothbard zicea dacă e prea independent nu e democratic. Alegeți ce vrei, independența sau... A, ori nu e independent, ori care e... Și întotdeauna dacă e independent nu e democratic, dacă e... democratic nu e independent. Și întotdeauna contează
de unde le vin banii. Pentru asta ar fi crack-ul al doilea, că nu... Yes. Ia, ia. Dar ideea e că funcționează idealul ăsta. Vrem agenție de energie independentă. Mhm. Deci toate astea, asta e... Că și afară, nu doar la noi. Dar nu e, mă rog, să fie independent. Vrem, nu știu, un CNA independent. Ok. Și cine bifează independența cel mai bine? Păi e independent o, când o firmă, se schimbă puterea. O firmă de pe piață. Aia este independentă. Depinde de dorința clienților. Până la urmă, niciunul nu suntem independenți. Da. Dacă... Ba, da, poate fi independent în sensul că... O să închide. Nu știu ce... ce vrei tu, știi. Deci, uite, o critică a lui Rothbard la Mises, ce zicea? Suveranitatea consumatorului. Ce vrea, portocale? Asta fac. Rothbard zice, nu este nicio suveranitate. Dacă ăla nu vrea, nu face. Yes. Nu sunt banii lui. Deci da, nu... da, da, da. Da, exact. Ok, nici nu face profit. Dar e preferința lui. Alegerea lui. Alegerea au consecințe. E independent? Alege să nu facă profit. Treaba lui. Yes. It's very good. Bun, mai sunt puncte? Da, da, da. În ultimul subpunct al subpunctului. Spune, domne, democrația totuși este preferată ca modalitate de a ajunge la o societate libertariană. Da. Și aici eu nu prea sunt de acord. Da, păi, da, e previzibil. Ești mai agorist așa. Robert ține la partea asta. Da. Deși cred că și el în tinerețe era mai agorist. Cred că spre bătrânețe, cred că nu mai avea. Eu sunt de acord cu ambele părți, e ciudat. Da. Nu e că ai un conflict între ele tot. Dacă, hai să zicem, resursele sunt rare, ai 1000 de euro, cui? Da. Dar e unui agorist sau unui polițian? Apare un conflict. Nu, cred că, care e argumentul? De ce zicea el că ar fi de preferat să vină prin democrație și tu zici, practic, că să bifează lipsa de violență pur și simplu prin nesupunere? Right? O dată, practic... Se pare că ajungi mai repede prin civil disobedience, prin nesupunere civică, sau prin metode pur și simplu de crearea unor sisteme. Nu, dar care e argumentul? Adică, Robert, de ce nu e de acolo? O, tu descrii poziția altă. Nu, eu mă refer la faptul că Rothbard spune că este preferabil prin democrație să se ajungă acolo. Eu spun că practic nu se poate ajunge acolo prin democrație. Okay. Trebuie să faci compromisuri și, de fapt, prin rău, deci prin stat, nu poți să ajungi la o societate liberă. Liberă, da. Pentru că structura e te... Ește-te. Că mai degrabă tu iei forma vasului decât vasul. E ca și cum zice, domne, pot să fac... Da, da, da. Și deci pot să fac un bine, cum zice și statul. Domne, pot să fac un bine, uite, fac un spital... prin taxare. Poți să ajung la anarhocapitalism prin stat. Păi de ce? Că poți avea de-asta de reglementare. Asta nu stă agresiv. Eu cred că el zice că ar fi preferabil ca să ca ăia care nu-s convinși, deci ai avea unii care votează și ar zice, domne, să fim mai liberi. Unii n-ar fi convinși. Totuși, dacă respectă mecanismul democratic, ar zice, ok, deci hai să încercăm. Are... Și după aia o să fie convinși și ei că e bine eu să fie liberi. Prin... de reglementare prin apropierea de piață liberă și prin mai puțin stat, dar prin joc democratic să ajungi la chestia asta, de fapt întărești democrația și statul. Ce, Milei întărește statul? Nu, îl scutură, știi? Eu cred că răspunsul e nici una, nici altă și toată aia culturală. Deci, nici democrația, nici. Pentru că ambele nu-ți dau viziunea, înțelegi? Degeaba faci tu piață. Piața neagră și nu știu ce, că... Numai tu nu știi. Tu crede că statul trebuie să facă educație gratuită, știi? Adică ca la fel și democrația, dacă tu nu... Ok, slăbești, nu știu ce, vin alții și... Și le schimbă, știi? Deci, pentru că populația e tot comunistă. Timp ce cultural? Adică și agorismul, ca să meargă bine, trebuie să ai niște fundamente dar sănătoase de sub. Gândește că la ce analfabet sunt patronii și nu poți spune că ăștia nu. Sunt niște boi, știi? Sau sunt niște... Nu, dar sunt obligat să se uite pe termen scurt. Ceea ce... poate oferi agorismul este faptul că atunci când creezi un sistem în afara sistemului, pur și simplu îl poliși complet, da?
Da, înțeles și eu viziunea, să zicem, că nu-ți schimbă viziunea. Și atragi banții, e ca și da. Cum eu fac o mașină nouă, tare, nu s-a mai văzut așa. Și ce dacă? So what? Sunt mai la fel de comunistă, știi? Lasă-l să ducă ideea până la capăt. Dar? Am înțeles, știu ideea. Să ne zică și nouă. Pot și eu, pot și tu. Sunt oameni care doresc să intre în sistemul ăsta. Paralel. Exact. Da? Intră 7 oameni din România. Asta este societatea anarcho-capitalistă din România. Fi, dau ăștia scama că se poate, uite, pace. Se poate cu Uber, poate yes. Nu mai e nevoie de licență. Yes, poate yes. În sensul ăsta. Da, da, da. Dar asta deja e o explicație conceptuală, știi? Mm-hmm. Culturală. Da. Deci faptul că aia merg mai rapid cu... Și plus că trebuie să te lase statul. Socialism. Ai și puterea de a-l rejecta pe stat. Dezvolți bombe, Gabi. Uite așa, din ochilare ăștia am 3 bombe atomice aici. Un socialist ceva, care, nu știu, care merge cu Uber, tot felul. Care un merge cu care... Uber, un socialist, zice, aolo, ce tare e piața liberă. O să zic că îți dai seama dacă statul era administra Uber. Era mai bine, era mai bine, da. De ce n-a făcut Uber? Pentru că el are viziunea etatistă, știi, deci nu... Nu, o să zică, o să zică ce nesimțiți sunt ăștia de la Uber, cresc prețurile când vor ei. Da, 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 din familia asta. Da, da, dacă el chiar crede în statul ăsta, zice, îți dai seama dacă ăștia erau de stat, sistemul ăsta cu recunoaștere și cu validarea șoferului. Una e să-ți facă un prost, una e să facă, nu știu, alea mai sunt filtrate de un bine. Într-un fel, într-un fel... Propunerile astea de buletin digital și or social, într-un fel, spre asta trag, nu spre o identitate cu reputație, totul gestionat, centralizat. Cine are reputație? Ai trecut pe roșu, jos reputația. N-ai ai spus fake news? Jos. Un sistem chinez, vrei să spui chinezesc de credit social? De tip, problema da. Lui e că e coercitiv, că așa reputație pică peste tot și la restaurante și la... E problema lui că e coercitiv. Yes, yes. Da. Bun. Deci vor să-și țină monopolul, că așa dacă să vrei... să fie stele Michelin că le pun critici aia, nu știu ce, și noi să vină, nu știu, statul să zică nu, ăsta e ăsta, ăsta 3, ăsta 5. Ultimul subpunct. Este o chestie, rolul cheltuielor guvernului în statisticile naționale, în care, nu știu, o să intrăm doar dacă sunt lucruri neapărat de spus. Mie ce-mi place foarte mult în capitolul ăsta este că Rothbard calculează indicele prădării naționale. Da? Deci cât te fură statul ca indice statistic. Se poate determina statistic. Nu știu dacă aveți ceva special de spus despre capitolul ăsta. În PIB acum intră și investițiile guvernamentale, da? Ceea ce nu ar trebui să intre, pentru că sunt, de fapt, niște robajele atât scăzute, acele lucruri. Plus că nu-s produse, sunt consum. Plus că în PIB intră tot felul de transferuri, rulaje de bani, care ele nu sunt neapărat produs. Da? Nu s-au produs. Uite, cum zicea Vali, mai la început, tu poți să ai o grămadă de schimburi care sunt măsurate, taxate, să nu uităm, și care se măsoară în PIB. S-a rulat economia, cam bancul ăla cu economiștii, am mai rulat 20 de milioane. Ce rulaj am făcut, da. Da. Și ăla se măsoară în PIB. Păi unde e producția? Producția aia, vezi, doamne, e folositoare ca să ia entitatea țară, să ia mai bine împrumuturi cu dobânzi mai mici. Bine, dar dacă îi lași pe oamenii aia care ar da creditul să-și măsoare ei cât de solvabil ești tu, ei o să măsoare treaba lor ce măsoară ca să-ți dea ție împrumutul. Și mai folosește foarte mult și electoral și... Așa, ca poveste, da. Vai, uitați, a crescut PIB-ul, ce ai și spun? Probleme de deficit. De exemplu, anul trecut, Ciolacu a mărit de 2 ori salariul minim. Uh-huh. O dată prin toamnă, prin octombrie, noiembrie și o dată în ianuarie. A făcut asta pentru că deficitul se calculează la PIB. Este da, venituri supra E. Și... îți dă un ai o sumă absolută, da? Venitul minus cheltuiel, da? Îți dă pe negativ. După aia împart la PIB. E, ca să mărească PIB-ul, în momentul în care tu mărești salariul minim, în ultimele 2-3 luni, îți crește PIB-ul. Pentru că veniturile
Mărește veniturile. A, și mărește și veniturile din aparatul bugetar. Și atunci îi dă frumos acolo și poate să ducă la Uniunea Europeană să zică, uite, deficitul a fost atât. Doar 3,2 sau nu știu cât din PIB. Deci eu cred că PIB-ul este o invenție pe eminamente de stat care să-ți arate, vezi, Doamne, scriptic, ceva. Ce bine o duci. Bașca că ce bine o duci, dar să-ți arate ceva. Deci noi avem această întreprindere, țara, o gestionăm și măsurăm ceva. Uitați ce se întâmplă cu măsurătoarea noastră. Crește, scade, am umblat la butoane, nu știu ce. Când, de fapt, într-o lume liberă, nu avea niciun fel de PIB. Deci ai avea oameni care au contabilitatea lor, treaba lor, că și-o țin pe un șervețel, el ar ști dacă a avut profituri sau nu. Nu avea nevoie să le agregi, exact, la nivel național. Nu avea nevoie să agregi așa, nimic. Așa, în curiozitate, unul vrea să ia câte de-astea sunt. Dar n-ar fi... Nu avea, da, nevoie, nu s-ar justifica. Da. Nu zic științific, hai să nu... Deci de fiecare dată când vă bucurați că avem... Dar da, nu relevanța de acum, știi? Îl ar fi un consum. Deci de fiecare dată când vă bucurați că o să avem PIB care crește, ăsta o să fie folosit pentru împrumuturi în numele nostru. Adică mai săraci. Știți. Bun, pentru Alex Criac, Costel Stăvărac, Egal Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Vedem cum iese episodul acum la final, că așa. Când primesc înapoi înregistrările de săptămâna trecută, o să le punem și pe alea. Probabil că dacă v-ați uitat la playlist, deja sunt puse în ordine. Playlist-ul pe cărțulia respectivă. Mulțumim pentru răbdare și atenție. Nu uitați că stat te vrea sclav. E bine să te gândești și la libertate. Mă gândesc.